Ascultați Vorbitorinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. A zis și nemuritorul Neapiții că nu mai există echipe mici. Eu știu câteva, printre care România. Adu-ți aminte că a existat înaintea lui Auer, care pare mult mai periculos decât predecesorul, a existat un partid de televizor care s-a chemat al lui Dan Diaconescu. Da. Și este straniu să ceri eliminarea unui tip de diversitate. Da. Dar de ce? De să ce iei nu din lista aia, da, să da. Iei din lista aia era. Da, e bună ideea, dar fără asta. Da, nu, da, timpul zboară repede atunci când te distrezi. Ar fi spus și Hortensia Papada de Gescu la 136 de ani. Dacă s-ar fi distrat. Știi ce au zis cei doi americani când au văzut Coloseumul? Nu. Bă, n-ai toți banii, nu te-a pus să construiești. Nu e adevărat mitul că sunteți moldoveni? Dar nu avem cum, pentru că dacă Brăila ar fi fost în Moldova, Moldova se numea Brăila. Este atât. Adică, ce înseamnă prăjitură evrească? Stai un pic ca să lămurim aici. Mănânci ca prost în general. Și salata băf. Ce-i cu ea? Nu se mănâncă, se îndreaptă. E un amănunt pe care oamenii nu-l iau în calcul. Nu se mănâncă. Nu spui, am mâncat salata băf. Îngăptat-o. Oricum mai face, ceva e strâmb. Nu e niciun Mauro Zaccagni, să știi. Mauro, primul care apare este... Camoranesi. Zarate. A fost la Lazio și el. Ah, de-aia. Că știe că eu caut. Da. Ăsta e Matia Zaccagni. Matia Zaccagni? Da. A semnat-o contra la Roma. Tu vorbești italiană? Nu, înțeleg așa, mă mai mulțăresc. Are 2 de T, asta era că prima dată scria Matia Corvin. Da. Mateaș Corvin, Corvin Mateaș. Mateuț, Mateaș care era de la Hunedoara. Da. Așa, da. Nu, ăsta e Matia cu 2 T. Dacă nu știți ce facem la începutul acestui podcast, este să-l căutăm bine, pe jucătorul. Nici noi nu știm, care a marcat în derby de la Capitale. E de la Capitale, nu e de la Capitolina sau ceva? Parcă așa îi ziceau la televizor. Îi zic în fel și chip, da. Mai este derby de l'Italia. Derby d'Italia este Inter-Juve, a fost Inter-Juve. Și ăla tot aseară, da. Da. Și când... derby de la Madonina, Inter-Milan. Inter-Milan, da. Da, e derbiul lombard. Și ăsta, sigur, nu e Capitolina? Nu, eu știu că e derby de la Capitale, da. Mă rog, fiecare acum nu zice contează, ce... Da. E Lazio, Roma sau Roma Lazio. Și a bătut Lazio, domnule. A bătut Lazio la fel ca în tur. Stai. Asta s-a întâmplat și Mourinho. Săracul Mourinho a fost suspendat la meciul ăsta, a fost secundul prezent acolo, dar atmosferă frumoasă, meciul n-a fost rău, n-a fost nici grozav, dar bun, cu tensiune. Cu... Ești un ochi râde, un ochi plânge, nu? Adică... Măi, ăla, ochiul madrilen nu plânge, pentru că lucrurile din punctul meu de vedere erau compromise și în cazul unui egal, și în cazul unui victoria lui Real. E greu de crezut că Barcelona se va mai împiedica de 2 ori și că Real va merge șnur, în condițiile în care are și Liga Campionilor de gestionat. Da, asta e încurcă rău. Poate e descurcă Chelsea, dar o să vorbim ceva. Mie îmi place să-l tachinez, l-am luat așa seară. Tu ești foarte serios și mi s-a relatat și de la cenacul tău de miercuri, așa, că te iei foarte în serios la meciurile Realului. Nu, ba da, da, mi s-a zis ca dovadă că la miercurea trecut a fost Real Liverpool și nu m-am luat deloc în serios. Ba, mi s-a relatat că te-ai luat în serios, s-a că rezultat, în ciuda scorului cu care veneați din tur, 5-2, mi-au zis oameni prezenți. Spun eu cine a fost serios. Costin Ștucan, care e fan Liverpool. Bine că el lua bătaie. Da, de la început. Hai băieții, hai copii, cea mai mare patiserie din lume, Santiago Bernabeu, nu e atmosferă. Care e asta cu cea mai mare patiserie? Ce Santiago Bernabeu. Că e atmosferă de patiserie, de plăcinterie, că la noi stadion, la noi public. Deci el s-a luat în serios. Eu m-am uitat relaxat și eram atent la conținutul sticlei. Ce era în sticlă? Pecorino, din care noi, cenaclul pe care l-am fondat împreună cu alți prieteni acolo, la Unicovero, se numește cenaclul Pecorino, pentru că asta bem. Dar cine ți-a spus că eu aș fi fost foarte serios, s-a glumit. Sau mie îmi părea serios. Eu o să-l mai sun să-l întreb. Da. O să-l mai întreb. Deci, da, oricum să știi că pe WhatsApp, când joacă Realul, ești serios. Adică... Nu de asta, nu. Întâmplător, aseară nu, eram prost dispus. Nu aveam nicio legătură cu Real. Nu aveam nicio legătură cu Real, nu aveam nicio legătură cu Lazio, erau cu totul alte neguri.
Da. Am înțeles, îmi pare rău să aud. Da, stai, deci, că n-aveai de unde să știi. Deci acolo te duci, am înțeles, la Unicovero. Miercurea, da. Miercurea. Cine vrea autografe miercurea la Unicovero. De pe la 7 începând. Pentru restul lumii, marți, pe 28 martie, totuși în altă parte. Da, la... unde există și autograf Cătălin Striblea. Asta ar mai trebui să dau eu pe ce să dau autografe, pe cărțile tale, cum ar fi? Păi să știi că și eu am dat pe cărțile altora, spunându-le, n-am scris eu așa ceva. Nu contează, dar zic, nu e nici traducerea mea. E, n-are face. Știu, mi-au zis oameni la lansări, dar am refuzat în general când mă duc la lansări de carte că să dați. Păi cum să dau eu pe cartea? Păi da, omul vrea să aibă o amintire de la tine. Eu am dat și pe pagini din blocnotesuri, din caiete. Asta din... e altceva, am să dau pe cartea lui Eșcol Nevo, în fine. Eu am fost la Bruce Dickinson. Mă mir că n-ai fost tu acolo. N-am fost, că aveam cenacul. Nu cred eu că... Nu, dar eu mă duc la Baniciu. Ah, stai că și tu te duci. Mergem împreună. Separat, dar împreună. Da. Dar fiți atenți că aici, ceva mai târziu în acest podcast, urmează ce am făcut noi înainte de Bruce Dickinson și tu înainte de cenaclu, că am filmat ceva de ziua maghiarilor de pretutindeni, foarte frumos a fost. Noi am apreciat. Mă sperăm să apreciați și voi. Hai să-ți povestesc un pic de la Bruce Dickinson, dacă e. Omul e foarte bun. Sunteți de seamă. Și are și licență de pilot. Și de pilot, da. Și-a păstrat calibru vocal, nu știu cum se cheamă, ambitus. Da, ambitus. Cred că așa, deci paici. Da. Omul putea să fie și tenor, știe meseria, a lucrat foarte bine cu sala, de-al minter el are și un crest din ăsta, că trebuie să lucrezi foarte bine cu sala. Și a pus muzica lui John Lord de la Deep Purple, a reinterpretat-o cu orchestră simfonică. Dar aparent John Lord are și niște piese de-a dreptul simfonico-lirice, pentru că acest concert e împărțit în două. Primele 40 de minute, Bruce vine, spune bună seara, cântă odată și după care orchestra mare de 80 de oameni plus 5 muzicieni de rock, băi, de aia, deci m-am uitat după ei, deci organistul de la Jethro Tull, așa, doamna care era la bas de la Whitesnake și tot așa, și toboșarul cânta cu Jethro Tull, Don Airey și așa mai. Buni. Și s-a terminat cu sala în picioare, urlând și cântând, un pic atipic, orchestra aia mare față, iar reacțiile orchestrei au fost formidabile, deci oamenii erau fericiți că au putut participa la așa o maestrie. Să felicitau între ei, să îmbrățișau, adică a fost un moment din ăla. Bravo. Bun, și muzica are așezată, zicea, profesioniști. Da, cred. Asta este profesionalism. Nu știam la ce să mă aștept, dar știam că oamenii ăștia respectă bilete tipărate. Cred. Nu știi. Să mă duc și eu la un Bruce, altul. La Springsteen. Și tot costă de euro, nu? Adică peste Uite, nici nu mai știu, pe acolo, pe la sută. Da. Acolo, dar asta o să fie în mai, a doua parte a lui mai. Asta îmi place, respectul, și am citit și o declarație de a lui, respectul față de cine plătește. Oamenii ăștia plătesc bani importanți când vin aici. Eu am văzut concertul Elton John pe Stadionul Național, pe care acum nu se mai întâmplă nimic, stadionul lui FC Național, pardon. Ok, da. O treime ocupat. Serios? Spre jumate. Cred că a fost și vreme urâtă, dacă țin bine minte, la concert Elton John. Noi a cântat impecabil și cum până la ultima notă, cu bis, cu tot ce trebuie, nu l-a interesat câtă lume e. Și cred că tot în numele acestui respect pentru plătitori, indiferent că sunt 3 plătitori sau 40 de mii, meseria e aceeași, prestația lui e aceeași și a fost splendid. De mult. Da, îmi pare rău că am ratat așa ceva. Da, de mult, de mult. Cred că sunt mai mult de 20 de ani de atunci. Noi l-am ratat pe Elton John, așa cum trebuia să fie. Noi, cel puțin generația mea, după 90, a prins cu Sacrifice. Da. Dar adevăratul Elton John e ăla, 70-80, Crocodile Rock și aia piesa cu racheta zi, Rocketman, da. Salutare tuturor, bine ați revenit la Vorbitorin și salutare Radu Paraschivescu. Te salut, Cătălin Striblea. Bine ați revenit la acest podcast pentru noi minunat. Acum, pentru noi ne simțim... Suntem parte implicată. Da, noi ne simțim foarte bine. E adevărat, că dacă nu ne-am fi simțit bine, ne-am fi despărțit de mult. Exact. Bine, șampania e bună. Știți că episodul ăsta a mâncat și gulaș, o să vedeți la radiografii. Special, foarte frumos. Mult.
Foarte bun. S-a făcut special gulaș pentru, cum zic ăștia, se face special pentru domnul Radu? De la pedicură. Și s-a făcut gulaș. Da, s-au mai făcut și altele. S-au făcut și altele. Chestiuța aia de burtă fără smântână, deci da, supa aia de burtă făcută doar cu suc de roșii, da. Uitați-vă mai departe. Despre Liga Campionilor astăzi se merge la Firenze. Da. Avem neașteptări, o grămadă de cărți la Radu și de reportaje la mine. Vine Răzvan Exarhu aici. Da. Numit și Roșcatu, numit și Brăileanu, numit și... mai Lăzvi. Lăzvi, așa zic unii, da. Lăzvi, da. Așa. Ce să vă mai povestim? Păi asta e tot. Pe marți, 28 martie, așa, avem întâlnire vorbitorinci. Pe prima tema, dintr-un ciclu de 10. Putem să o anunțăm și pe a doua, pe data de 25 aprilie, la Brașov, dar deocamdată, bucureșteni, concentrați-vă pe cea de pe 28 martie, ora 19, ora 19 la București. Da. Puteți veni de pe la 18, așa, că intrarea în sală se va face de la 18 la 19. La 19 o să zicem primele vorbe. Te-ai gândit? Ți-ai scris ceva? Deocamdată nu, dar o să-mi notez niște lucruri ca să nu le uit, nu de altceva. Eu de obicei nu vin cu lucruri scrise, adică cum știi și de la lanser, dar s-ar putea să-mi punctez două, trei idei, le am într-un document Word, o să mai umblu prin ele, o să refac ceva, o să actualizez niște lucruri pentru că se mai întâmplă tot felul de năstrușnicii în timp ce noi ne gândim la ce o să facem marți. Da, e o temă generoasă și care sper să nu producă reacții radicale. Sau, în ce sens? Ale publicului nostru? Ale publicului, da, adică pentru că pe noi doi cred că ne putem baza că suntem calmi și cumpătați. Ne-am testat. Așa bănuiesc că lumea vine să poarte o discuție. Absolut. Nu să ne... păi, asta mă gândesc și eu. Acum, eu m-am uitat, așa știi, am mai buchisit câte ceva. E foarte interesant că să vezi că se întâlnesc în subiectul ăsta extrema stângă și extrema dreaptă. Da. Unii interzicând sau schimonosind niște opere de artă, alții scoțându-le din biblioteci, ceea ce pare absolut senzațional. Da, și asta este bun. Acum noi începem să vorbim despre ce o să vorbim. Hai să le dăm așa un flavor, se spune. Da. E straniu și repetitiv totodată felul în care intențiile bune deraiază. Pentru că e plină lumea de intenții bune care au luat-o pe arătură și care au dus la efecte catastrofale în istorie. Asta este unul dintre cazurile relativ benigne, dar au fost cazuri. Dar nu mai e benign, nu, am văzut niște lucruri. Nu, prin comparație. Că nu mor oameni. Că nu mor milioane de oameni. De oameni, da, dar am văzut vieți distruse. Adică... Asta știu, nu numai opere, ci și vieți. Am văzut vieți distruse. Operele, sigur, le poți repara în altă parte, dar am văzut oameni... Cariere sfârșite. Cariere, da. Oameni care și-au pierdut locul de muncă, dau aici un... hint, m-am uitat să-mi la o chestiune, o doamnă profesoară de la un colegiu american care a fost dat afară în urma protestelor studenților. De ce? Pentru că a dus la ora ei de istorie, la ora de istorie, aia preda o istorie, artei, mă rog, nu-mi s-o ia complicat, o reprezentare vizuală a profetului Mahomed. Și știi că pentru anumiți mahomedani nu există reprezentare vizuală, este blasfemie. Da. Dar doamna profesoară a anunțat, a scris în silabusul cursului și a spus și la ora asta vom vorbi despre chestiunea asta. A anunțat pe e-mail, a pus la vizierul școlii și a zis cine nu vrea să nu vină la acest curs. A zis înainte de curs, uitați, acum o să arăt, vreți să asistați, nu știu ce, că avea studenți. Și a luat toate precauțiile. Absolut degeaba. Toate precauțiile, degeaba. Unele lucruri sunt inacceptabile, adică și inadmisibile. Culmea, conducerea școlii a cedat presiuni și a spus dar chiar și a stat să nu mai putem să discutăm între noi? Sau, nu știu, pe de altă parte însă sunt lucruri care când te pui când ți se întâmplă ție, te ofensează, știi? Adică, știu. Noi acum începem să discutăm în orizontul lui 28. Noi îi pregătim pe oameni, adică să știe ce să audă. Să nu le spunem chiar tot. Nu le spunem chiar tot. Este neterminat. Deci dacă facem serii întregi despre chestiunea asta.
După ce o să vorbim noi despre corectitudinea politică și mecanismele de falsificare a artei, o să, în siajul acestei discuții frumoase, sper eu, o să avem parte de România-Bielorusia în preliminarie, în aceea zi pe la 10. Să termină. Să termină, începe, sigur, să termină. Aia începe la 10 fără un sfert. La 10 fără un sfert. Da. Nu o să fie mare lucru de văzut. Stați liniștiți, adică e mai interesant. La meci. La meci. Da, asta știu și eu. Da, mai bine stați cu noi. Da. Și oricum îl veți văzu pe la Coandora, trei zile mai devreme. 7-0. Da. Batem 7-0 aici. No. Uite, cum de nu ne-am gândit noi să, jucăm să fie greu. A zis Dan Petrescu, a echipă tare, relieful, vântul, râu, Ramo. A zis și nemuritorul Neapiții că nu mai există echipe mici. Eu știu câteva, printre care România. Da. Asta da. Când te uiți, ele există, de când te uiți de la nivelul nostru, toate în sus sunt mari. Da, așa-i. Am vrut să vă zic chestiunea asta, să vă zicem chestiunea asta, pentru că dacă v-ați luat bilet sau vreți să vă mai luați bilet, deci noi difuzăm acest podcast cu 5 zile înainte. Da, el se apară joi. Și întâlnirea este pe 23 și întâlnirea e marți pe 28. Ar mai fi... Și vineri pe 24. Da, ar mai fi vreo 40 de bilete, așa cum am uitat eu. Parcă da. 40-50 de bilete acum, dar oricum voiam să vă spunem că pentru primii 100 suntem chiar foarte onorați, adică... Da, eu abia aștept. Da, o să fie foarte, foarte interesant și, atenție, nu vorbim doar noi, eu asta vreau să spun tot timpul. Da. Nu o să fie un curs sau... împărțit în două, nu o să fie curs și seminar, nu o să fie două discursuri urmate de tăcere punctuos respectuoasă, nu, o să fie un dialog care sperăm să aibă puls, să fie viu, să fie sincer și să ne ajute să ne lămurim niște lucruri, dacă s-o putea. Vedem. Da, sau să învățăm câte ceva unii despre alții. Cum să ne tratăm, cum să ne abordăm, cum să ne enervăm mai puțin în situații din astea. Și pentru mine și astea sunt interesante. Vrei să facem un pic de îngrijorări sănătoase? Păi hai să facem. Hai să facem un pic de îngrijorări sănătoase înainte de a veni invitatul nostru Lăzvi, domnul Lăzvan Exarho. Îngrijorări sănătoase. Hai să vorbim la îngrijorări sănătoase, îți propun eu două lucruri despre un prieten, despre naționalism, conservatorism, respect reciproc și valori care nu sunt neapărat cele europene. Nu știu, vreau să văd cum gândești și tu. Are un prieten de-ai mei un text pe internet, sper că mai fi Teodor Tiță, pe un site să numea incentru.ro, îi zicea Evul mediu cu internet, știi? Făcând o descriere a României, pentru că era un indicator cultural care ne punea lângă Iran, în privința valorilor noastre fundamentale legate de viață, familie și așa mai departe. Adică să nu se supere nimeni, așa era măsurată cercetarea. Fundamentale, colți cu fundamentaliste. Da. Și acum, pe un fond ăsta de conservatorism profund, am observat așa, că e o prăbușire în România a încrederii în Uniunea Europeană. Da. Adică a scăzut viguros în ultimii 2 ani. De unde la început era un entuziasm galopant și molipsitor. Da. Că partidul AUR, cum îi spui tu, bate în sondaje PNL-ul. PNL-ul, așa de... Conform unui sondaj, care nici ăla nu-i confirmat. Da, este... Mă rog, eu am înțeles că sunt două, că am mai vorbit cu lideri politici, că ei nu le arată public, dar acolo sunt. Și în politică judeci tendințe, adică atunci când unii merg în sus și unii coboară, se bănuiește că se vor întâlni la un moment dat. Da. Da, să zicem, e acolo oricum, sunt în jur de 20%. A mai apărut o chestiune în care toate bisericile din România au trimis o scrisoare la Ministerul Educației și au zis, băi, luați-vă legea aia și scoateți din lege termenul de diversitate și scoateți și termenul de orientare sexuală, știi când e articolul ăla, că sunt protejați și acolo să face o înșiruire. Așa. Aia. Și a zis... scoteți-i pe aia cu orientare sexuală, indiferent de orientare sexuală, scoteți-i pe aia. Așa. Bun, și să mai vrea religia la bac și toate astea puse la un loc ne arată o direcție, adică... Dau un chip nou României, nu neapărat mai frumos.
Nu, cum simți asta? Cum să simt? Sunt nemulțumiri la firul ierbii, cum se spune, care pot produce asemenea reacții. Pot produce încredere în cineva care promite, fără să onoreze vreodată ce promite. Pentru că asta la noi e, nu știu dacă numai la noi, dar la noi este o boală cu repetiție și, cum se zice, cu transmitere textuală. Nimic din ce e, nu e, formula nu e a mea, nimic sau aproape nimic din ce se promite nu se respectă, nu se onorează. Dar în momente de sărăcie, de derută, de disperare, de criză, da? Mai ales de criză. Cine promite mai mult, mai spectaculos și se îmbracă mai patriotic, are câștig de cauză, pentru că naivitatea în rândul populației obișnuite este la cote mari cu tot accesul nostru la internet și cu toată viteza noastră în ale virtualului, suntem încă tributari mecanismelor naivității. Și atunci, dacă vine cineva de tip președintele AUR sau conducătorul sau cum s-o fi numit și se încinge cu o năframă și cu un brâu, de fapt, și își pune și o ie și face și o nuntă la care cheamă rapsozi, omul ăla este girat în anumite straturi ale opiniei publice, pentru că îi se promite acelei părți din opinia publică, îi se promite ceva, îi se promite o primenire, îi se promite pedepsirea vinovaților, asta nu lipsește din niciun discurs. Nu se spune cum, nu contează. Și adu-ți aminte că a existat înaintea lui Auer, care pare mult mai periculos decât predecesorul, a existat un partid de televizor care s-a chemat al lui Dan Diaconescu. A prins prag parlamentar. Atenție, da? Sigur că aceste lucruri se fac după bănuielile mele și cu acceptul și cu implicarea serviciilor. Mi-e foarte greu să cred că partidul Diaconescu a ajuns în Parlament așa, pur și simplu dintr-o emisiune filmată într-o garsonieră. La fel și aici, mi-e greu să cred că partidul ăsta ajunge doar speculând nemulțumiri populare și dezamăgirea în politicienii consacrați și vechi. Știi, pentru mine e interesant de ce, în ciuda faptului că au trecut 30 de ani, că societatea a mai prins un pic de cheag, că în România nu mai e atât de multă sărăcie, nu avem tipul ăsta de maturizare prin care oamenii să nu mai urmărească numai afișarea problemelor. Că și eu și cu tine știm la fel de bine, să spunem, ca și partidul AUR, ce e greșit și ce era în România. Adică nu ne scapă, ne plângem de aceleași lucruri. Stai, tu uiți că avem o rată de analfabetism funcțional de 44%. Nu voiam să te aduc, adică bă, nu i-am răspunsul ăsta. Adică ar trebui să ne asumăm că, din punctul meu de vedere, și eu am mai spus-o la radio, la Europa FM, AUR profită foarte mult de analfabetismul funcțional din România. Sigur. Și dă acele mesaje. Și de naivitate. Nu uita naivitatea. Partidul lui Diaconescu, eu nu întâmplător fac racordul ăsta, era un partid care nu era creditat decât parodic cu șanse, care a prins prag parlamentar și care a venit cu o, așa zisă, platformă program, da, mult spus, pe care eu am copiat-o și am trecut-o în cărțile mele cu năstrușnicii, cu citate din politicieni, fotbaliști și așa mai departe. Pentru că acolo primele măsuri, și erau măsuri serioase, pretins serioase, așa, venite direct de la gurul Diaconescu, erau, unu, creșterea tuturor salariilor și pensiilor. Nu se spune acum. Creșterea, pur și simplu. Crește, doi, lichidarea tuturor impozitelor și taxelor. Cum? Și cum rămâne țara în picioare după ce iei aceste două măsuri? Dar nu, nimeni nu se întreabă cum. Sau, mă rog, ne întrebăm noi. Dar oamenii aia care au votat și care sunt cei care se uitau la OTV halucinați câte 7 ore pe noapte, nu și-au mai pus întrebarea, dar cum se poate face lucrul ăsta? Da. Cum se poate da fiecărui român o sumă egală cu 20.000 de euro ca să-și înceapă o afacere? Radu, sunt niște bazaconii, da. Dar ce face partidul ăsta sau o societate mult mai conservatoare în zona asta? E mult mai grav. Da, pentru că ei pas cu pas parcă pregătesc terenul pentru o țară, cum ai zis tu, colț cu fundamentalistă. Da. Așa, și care pune la îndoială niște, dar nu zic că poți să pui la îndoială orice valoare, da, adică poți să pui să faci. Dacă ai argumente, poți. Dacă ai argumente, sigur. Euroscepticismul lor nu e motivat. Da.
Și aici există, o chestie foarte interesantă. Există și este alimentat și Uniunea Europeană este tratată drept ca marele reglementator ca vine, da, care vine să-ți facă nasoale, fără a se arăta nicio secundă acestor oameni că sunt o grămadă de lucruri pe care Uniunea Europeană le-a construit. Da, este de ajuns să treci granița din România, Moldova, da, ca să vezi ce înseamnă amândoi chestiunea asta. Am, da, văzut amândoi, da. Păi da, ce, da, înseamnă? Diferența este enormă. Deci numai cine n-a fost nu-și, da, nu-și dă seama de diferență. Este uriașă. Deci în momentul unde granița Imperiului s-a tras și banii nu se mai duc, da, se vede imediat. Se vede. Bă, zilele trecute, venind de la Chișinău, am găsit pe strada soacremii care... Sigur, acea stradă a fost un fel de maidan cu piatră și așa mai departe, după care an de an a fost făcută și a arătat din ce în ce mai bine, pas cu pas cum se face. Am găsit în poartă la soacră mea ceva ce nu mi-a venit a crede, stație de autobuz. Și mă uitam cu alea, zic, stație de autobuz aici, dar ideea de autobuz în cartierul ăla nu exista. Și spune, a nu, e chiar autobuzul electric. Așa, da. E autobuzul electric care vine la Huși. Da, 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 da. Și oprește în poartă. Spre ce vorbim? Da. Nu, exact sentimentul ăsta l-am avut eu astă toamnă când am fost la Bucfest Chișinău, că acolo e altă lume, nu pentru că oamenii sunt altfel, ci pentru că există o criză nerezolvată, există bani foarte puțini, mult mai puțini decât în România, de pildă. Că ei nu încap întotdeauna în buzunarele în care ar trebui să încapă, asta e altă discuție. Dar o decuplare a ta acum de la robinetele europene ar fi sinonimă cu catastrofa. Da? În plus, ție ți asigură niște lucruri simple, elementare. Te poți duce să lucrezi în oricare dintre țări. Nu-ți mai place aici. N-ai încredere în politicieni. Ești mințit în permanență. Ai un nivel de viață care nu-ți mai convine. Te poți muta. Poți să îți găsești de lucru în altă parte, în altă țară a Uniunii. Poți să pleci. Da? Ba, e dreptul de a pleca. Da? E un drept mare fundamental. Drept. Pentru cine n-a trăit înainte de 89 absolut să vadă, da, ce înseamnă, da, acest, da, drept, nu, da, poate nu, să poți înțeleagă. Poți să te duci să muncești, nu să-ți faci vacanțele. Dincolo de vacanțe, poți să te duci să-ți găsești de lucru în altă țară a Uniunii, fără niciun fel de demersuri. Exact la asta mă, da, refer. Pe de altă parte, există, sigur că odată cu aceste lucruri care vin dintr-o zonă a bunăstării și ne dau oarecare bunăstare, există un import de valori pe care mulți nu îl văd cu ochii buni. Uite, da, cum e și asta cu diversitatea, da? Pentru mine a fost șocant că cineva în anul 2023 poate să ceară renunțarea la diversitate, definită în legea educației, ca fiind acel tip de valori care are grijă de toată lumea, indiferent de modul în care sunt concepuți, gândesc sau se exprimă în societate, pentru că nu ne place, știi? Inclusiv m-a sunat la emisiune un domn care era reprezentant unei minorități a gaborilor din Transilvania ca să-mi spună că are altceva cu o altă minoritate, da, cu o minoritate de orientare sexuală. Și am spus, acest articol care vorbește despre diversitate se referă la toate minoritățile, pentru că mâine, poi mâine, poate să vină cineva să spună... Mie nu-mi plac gaborii. Nu-mi plac gaborii. Asta na, vă protejează pe voi în această idee, ne protejează pe toți. Este genul ăla de articole banale, știi, care se trec în Constituție. Da, 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 da. Toată lumea este respectată. Hai mă, ce importanță are chestiunea asta. Ori de ce să militez pentru acest tip de lucru? Înțeleg că ai o problemă, că tu te gândești așa, promovarea diversității, pentru unii e o problemă, da? Că ei vin și spun, domne, sunt minoritățile sexuale, că aia este o mare durere, da, care că sunt... diversitate înseamnă mult mai multe lucruri. Da. Diversitate înseamnă chiar și că oamenii sunt credincioși, că sunt catolici, ortodoși, că sunt practicanți sau nepracticanți. Pentru aceea nu trebuie să asigurăm protecție. Eu nu mai pot să înțeleg lumea altfel. Da, diversitatea acoperă toate nivelurile. Adică, da, indiferent că e vorba de diversitate culturală, vestimentară, sexuală, religioasă, nu contează. Și este straniu să ceri eliminarea unui tip de diversitate. Da, 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 da. Dar de ce? De să ce iei din lista aia, da, să iei din lista aia era. Da, e bună ideea, dar fără asta. Dar de fără, ce, fără asta? Fără ăștia, da. De ce? Toate multinaționale, știi și tu, au un departament care se cheamă Diversity and Inclusion. Da, știu. Da? În care, sigur, funcționează și multă clișeistică și ai și multe gesturi obligatorii și multe, curtoazie. Da. Dar, pe fond, conținutul e ok. Adică, are acces...
și cel care e catolic, și cel care e șchiop, și cel care e, habar n-am, gay, și așa mai departe. Iar povestea cu lăsați-ne că la școală se învață tot felul de porcării, hai să fim, să ne recăpătăm puritatea de altă dată, asta este o fantezie, pentru că acei copii sunt foarte... În momentul când intră în școală, e deja cam știu lucrurile astea. Adică există o școală a vieții, care înseamnă și rețele sociale și internet și lucruri pe care noi nu le-am avut și care ajută să facă achiziția de informație, care să nu le mai provoace holbări în momentul în care află la școală despre mai știu eu ce. Pe principiul, cum să zic, ei da telefon? Da. Atunci trebuie să-i faci și educație, pentru că prin telefonul ăla intră o lume la care nu mai ai acces. Despre asta e vorba. Eu îmi dau seama că e o bătălie între două feluri de societăți. Una care pare să-și fi trăit un curs, societatea liberală a democrațiilor liberale, pe care noi am prins-o, din păcate, doar acești 30 de ani, pentru că, grație estimatului popor sovietic, ne-au fost luați 10 de ani de democrație liberală, din păcate. Ea este, ca orice curs istoric, la un final, pentru că și-a erodat. Poate are niște, cum să zic, niște exagerări, adică s-a trecut din zonă de liberalism în zonă de stânga, poate unele drepturi sunt afirmate cu atât de multă putere în ciuda meritocrației și așa mai departe, dar mi se pare că propunerea care vine în fața noastră a unei societăți din asta ultraconservatoare, mie că seamănă așa cu Rusia, care are, cum ne povestea Magda Grădinaru, biserica... biserica atomică, care protejează atomică, și care Rusie are o lege, că de fapt aici se ajunge, are o lege prin care bătaia acasă este apărată. Deci în loc să fie apărată ființa în pericol, e apărat agresorul. Da? Pentru că e firesc să-i mai dai câte o palmă nevestei din când în când, dacă nu ascultă. Da, sau copilului. Da, sau unde, copilului, nu mai zic. Tata crește, nu? Da, da, spuneam și noi lucrurile, bătaie ruptă din rai, deci există o întreagă pseudo-înțelepciune populară care justifică agresivitatea în familie, în cuplu, de toate tipurile. Fundamentul acestui tip de comunicare este, evident, păstrarea familiei. Da. Spune așa, domnule, este un atac asupra familiei. Familiile sau liantul pe care familia îl reprezintă pentru societatea omenească va fi distrus. Am întrebarea care se pune, iar va renunța lumea să oare, da? Adică, pe bune, vor renunța oamenii să mai trăiască în familii pentru că unii trăiesc așa, adică... Da, greu de crezut. Greu de crezut, dar îmi dau seama că ăsta este un combustibil foarte bun pentru ultraconservatori, pentru cei care recită clișee patriotare, deși au grijă să-și împăneze discursul cu asemenea trimiteri la familie, la biserică, la grija de a ne ocroti copilașii, o să observe aici diminutivul obligatoriu. Următorul pas e pruncii, da, asta e din Ardeal, dar copilașii. Pentru a le sublinia vulnerabilitatea în fața acestor agenți malefici care le bagă în cap una și alta. Discuția o să continue multă vreme de acum încolo. Eu mi-aduc aminte că acum câțiva ani a fost întreruptă o proiecție de film la Muzeul Țăranului. Sigur că da. Ține minte cazul. Sigur că da. În numele acelorași, așa, numele acelorași valori, da, care trebuie apărate cu orice preț. Iar dacă prețul este violența, asta e. Îl plătim. Și nu se va rezolva nimic. Adică încleșterile astea vor continua, s-ar putea să urcăm pe o spirală a violenței, deocamdată e o violență mai mult retorică, verbală, dar să nu ne mirăm dacă peste câțiva ani violența asta va trece pe nivelul următor, pentru că au mai fost cazuri în istorie. Pentru că, știi ce a zis domnul acela de la AUER? Deocamdată cu vorba, dacă eram pe vremea legionarilor, știți dumneavoastră cum? Da. Ca să vezi ce trimitere. Cu regret, da. Voiam să spun că de asta m-am uitat pe internet acum repede. Evenimentul acela de la MTR a dat câțiva ani mai târziu un film pe care l-a făcut Dan Chișu, regizor și producător, și care se numește 5 minute prea târziu. Da, cred că asta aici ai scris în engleză, 5 minutes too late. Da, eu cred că e 5 minute prea târziu. Un film cu Mihai Călin despre jandarmul care a acționat acolo. Ăsta e subiectul filmului. Da.
excelent film. Excelent film, pentru că omul este pus exact în fața acestei dileme pe care noi o vorbim acolo, aici, și el o trăiește acolo și inițial spune... De bă, dracu de bulangii. Și ce dacă i-au bătut un pic. Da, asta nu le strică. După care în familia lui se întâmplă niște lucruri, nu vreau să vi-l postez, dar e un film pe care merită să-l vedeți, pentru că vă ridică niște probleme foarte importante, știi? Da. Țin minte cazul, a fost, lasă că a făcut vâlvă, dar nu știu dacă nu era după romanul lui Adrian Schiop. Cred că filmul ăsta era, nu? Adică ăsta era filmul, da, nu? Da, Soldații din Ferentari. Exact, da. Bine, păi pe aici suntem, să spunem așa. Să vină invitatul, zic, nu? Da. Îl așteptam. Prea cinstitul nostru invitat. Să vedem și noi ce punem aici pe masă, dacă poate e nevoie de ceva. Ok. Răzvan Exarhu vine pe aici. Ascultați Vorbi Torinci, un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea. Salutare, sunteți la Vorbi Torinci, au venit schiorii, cum se spune. Aleatorii au venit. Răzvan Exarhu nu are nevoie de niciun fel de prezentare, dar totuși... Dar lăsați. Poate să-l mai știe lumea. Bine ai venit la noi. Mulțumesc. Salut. Chiar nu mă așteptam, bă. Am zis, bă, frate, câte ediții aveți? 55 cu asta. Am, mă. Deci am întârziat. Am cam întârziat. Uitam la ceas. Frate, ăștia nu scot deloc un timp bun. Apropo de timp, știi care era un ban cu sârbi și bosniaci, zis de un sârb, care e recordul bosniac la 100 de metri? Așa. 60 de metri. Bă, iar, dar e minunat. Nu cred. Corectitudinea politică e pentru, aici. E pentru marțea viitoare, da. Cum să zici asemenea banc? Erau bancurile lor. Metri mari, metri mici, centimetri mari, centimetri mici. Așa, Răzvan, ai venit de Ziua Internațională a Fericirii, te anunț. Da. Știu, cred că știai. Am sărbătorit la radio. Pentru că el are și o carte pe care... Da, mă uitam. Aici, asta zic, da. Fericirea... E un act de siguranță. Act de siguranță, da. La Curtea Veche, nu? Parcă acolo a apărut. Da. Curtea Veche, da. E cartea în care spuneai de... Mihai Sadomazoveanu? Da. Te cam țin în minte. Da. El a fost înlocuit acum de neamaste. E adevăratul meu maestru spiritual. Trebuie să le povestesc celor care nu știe, E un podcast de limbă română, în primul rând. Și care nu știe, nu înțelege. Trebuie să le povestesc celor care nu știu care e treaba cu nea Mihai ăsta. Neamaste. E un maestru spiritual și nu mai știu când a apărut în viața mea, dar a zis ceva foarte important, că dacă bei dacă bei la întâmplare, bei dezordonat sau ceva de genul. Dacă nu bei constant sau ceva de genul. Cine știe, cine nu știe unde vrea să meargă, o să ajungă în altă parte. Da, cam și așa, da. Și așa, pas cu pas. Trebuie să zicem așa un pic, Răzvan Exarhu este... V-ați gândit să faceți radio vreodată? Este realizator de radio, matinalul de la Rock FM îi aparține, dar nu numai de atunci, pentru că el are o grămadă de ascultători foarte tineri. Trebuie să știți că acest om a mai făcut radio acum 30 de ani, cu un succes la fel de uriaș, dacă îmi permiteți exprimarea, inventând două emisiuni care se numeau la fel, rondul de dimineață și după aia rondul de seară, că l-au mutat o rondul de noapte. Da, rondul de noapte. În epoca în care radiourile de-abia apăreau pe lume în țara asta, domnul Răzvan Exarhu avea un succes absolutamente colosal cu aceste emisiuni, drept pentru care îi mulțumim. Deci vine de foarte departe. Mulțumesc, de acum, n-ai zice. Trebuia să ajungă preot odată în viață, dar s-a rezolvat și chestiunea asta. Azi am și cântat dimineața, vă spunem bună dimineața și abia așteptăm să vă spunem la revedere. Și după care s-a lăsat de radio, și asta e interesant, a deschis în calitate de subșef. Da. Ce vrem? Mult subșef.
Nu, 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 nu aveam nicio calitate atunci. Nici acum nu prea. Cum ai găsit în fața mea? Stai puțin că erai acolo, deci, dar nu era pe eveniment sau pe ceva, a venit în calitate de client. Și am și mâncat, cred că în ziua aia am mâncat un piure de napi, făceai? Da, 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 îmi plăceau napi. Cred că a fost unul dintre puținii care au apreciat munca mea. Da. Și happy birthday. După care, după acest eveniment din viața sa, s-a întors la radio. Câți ani sunt la Rock FM? Era 2016 sau 2017? Am făcut 5. 5 de Morning Glory. Da, da, foarte surprinzător. Da. Și am avut o pauză de probabil 12 ani între ultima mea apariție la radio și la un radio serios. Nu știu, am mai avut radio ăla de pe internet, dar nu-l consider neapărat o experiență de radio. Dar radio, radio, da, 12 ani pauză. Și televiziune, Masterchef. Așa, da. Acum, dincolo de anii în care te-a văzut toată lumea, ce-ai făcut în anii în care ai lipsit? Am făcut comunicare, publicitate. Publicitate? Genul ăsta, da. Și probabil că am mai scris și cam atât. Și în rest am băut vin. Adică pe asta este important, foarte important. Mă bucur că primesc, da. Da, apropo, nu se poate bea astăzi aici, din păcate. Pare rău, nu e ca la matinal. Fii atent, nu e orice fel de șampanie. Noi avem ascultători care ne personalizează șampania. Ea vine din Franța. Foarte mișto. Ea vine din Franța. N-aveți de asta la Rock FM, v-am dat o idee. Nu scrie nici Exarhu, nici... Nu, dar scriu ăștia singuri. Da. Scriu singur. Șampania Vorbitorinci. Și încă o dată mulțumim ascultătorilor noștri din America și din Franța, care ne-au trimis această chestiune. Uite, mi-o dai, nu? Da. Nu e de adevărat. Da. E, cu mare plăcere, dacă vreți să o desfaceți într-o dimineață la Morning Glory, să știi că e chiar o șampanie bună. Adică eu încurajez pe toată lumea să o bea, pentru că e... Da. Nu știu, n-am mai băut-o. Da, e bună. Dar o să o pun la rece. Și... Dacă nu e bună, spui dimineața la radio. Bă, aia de la Europa FM, pe lângă muzica aia lor. Așa. Au șampanie proastă. Da. V-am sunat când ați făcut 18 ani. Da. Las-o acolo. Că acum pot să bea și ei, ca o dimineață. Da. Mulțumim. Mulțumesc. Adică, da. Să fie bine băută. M-am oploșit și eu la matinalul lui Răzvan. Am auzit, am acolo... relatat, da. Uite, săptămâna viitoare fac 4 ani de când sunt la voi cu Vorba Vine. Da, da. 4 ani. Da, it's complicated. You're kind of famous. Hey. Da, nu, da, timpul zboară repede atunci când te distrezi. Ar fi spus și Hortensia Papada de gestul la 136 de ani. Dacă s-ar fi distrat. Și dacă ar fi primit frumoasa vârstă. Așa. Întreabă-l cu fericire, că asta vreau să-l întreb. A, păi era mai întrebările, erau mai la sfârșit. Da, hai, bine, da. Deci, ai tu aici un capitol despre fericire. Stai că, din păcate, nu mi-am notat pagina. Ce te face fericit? Iată să începem, s-a deschis aici. Ce te face fericit, Răzvan Exarhu? Păi, uite, de exemplu, mă face fericit să, deși îmi vine să plâng inițial, să mă trezesc dimineața ca un besmetic. Și să îi fac pe oameni să zâmbească, să uite de mizerie. Acum mi-am găsit o nouă calitate și îmi place foarte mult, pentru că am fost printre primii din București care a vorbit despre reapariția mierlelor. Mierlele cântă când mă trezesc eu, cel mai intens, mai cântă și seara, dar sunt niște păsări foarte simpatice și foarte cântătoare. Și... sunetul ăla mie îmi spune, a venit primăvara, nu te uita la termometru, nu e ce crezi tu, poți să-ți explic. E momentul în care simți că natura va renaște fără întoarcere. Nu mai ai cum să... Poți să-ți duci hainele groase undeva. Și există și o chestie care te face fericit dimineața, m-am gândit niciodată înainte de 7 dimineața. Foarte puține. Când te duci tu la 7, trebuie să ajung înainte de 7. De obicei întârzii de complezență. Când așa se face. Orice ajungă la fix. La timp, da, nu-i mare lucru. Se pare prea simplu. S-a mai făcut, doar. Eu rar, dar alții au mai făcut. Dar chiar întârziam. Nu, eu mă trezesc, să știi, eu n-am o problemă. Eu am o problemă să plec de acasă. Atât, eu acolo intru, pierd la un moment dat ritmul, că stau și scriu și beau cafea. Și după aia mi se face lene după ce îmi termin partea de scris și mai beau o cafea și savurez și așa pur și simplu uit. Dar mi se întâmplă în fiecare zi și îmi place într-un fel. Probabil că mă ajută să plec de stins. Dar tu scrii înainte să pleci? Da, nu pot să scriu seara. Seara sunt La cât te trezești? La 5. Undeva între 5 și 5 jumate, depinde. Dacă mai scriu seara, mai
uneori mai merge, nu știu, nu sunt complet epuizat. Îmi mai păstrez ceva și pentru a doua zi și atunci am pun ceasul să sune puțin mai târziu. Și poți să mai scrii la emisiune la, de la, 5, de la 5 până la 6 jumate, bănuiesc, da, când trebuie e să... E și felul meu de a intra în, în subiecte și în atmosferă și îmi funcționează umorul ceva mai bine. Dacă mă rog, putem admite că există. Da, da, da. Da. Da, da. De încurajare merge. Da, mă gândesc, dar e... E cumplit. Da, pe asta. Adică, bă, mă, glumă, bă, da. Da. Mă uit cu ochii mari, adică, bă, nici eu nu dorm mult. Să știi că, în general, oamenii se trezesc de dimineață. Știi că mi se mai întâmplă și mie câteodată. Da, la 5, mă. Nu la 5, aia nu e oră. Eu m-am trezit și la 3 și atunci chiar plângeam. Când eram la început, la 3, pentru că era foarte complicat să ajungem, venea o mașină și ne lua pe toți cei de dimineață și dura chestia asta. Păi și atunci trebuia să te culci la cât? La 10? La... Ei, na, la 2, îți dai seama, nu, eram în ultimul hobby, dar aveam totuși 27 de ani, eram puțin mai pregătit pentru asta. Asta era celălalt matinal. Da, da, da. Dar la vârstă realmente mă pocnea plânsul câteodată. Da, cred. Era îngrozitor. Dar mă distram. Și acum mă distrez. Trebuie să recunoști că matinalul este cel mai distractiv program pe care poți să-l faci oriunde și în orice gen de presă. Adică e incomparabil cu televiziune, cu alt tip de programe. Matinalul este regele. Da, și în plus să faci ce facem noi. Dar mi-am găsit calitatea asta ca aici de... M-am prezentat ca autorul răspândirii mierlelor în București. Sunt cel care răspundește mierlele dimineața, le lasă să cânte și mi-a plăcut foarte mult imaginea asta de, nu știu cum, o nouă identitate. Distribuitor, da. Așa. Distribuitor, da, da. Mierle. Agentul mierlelor, da. Zice așa, domnule Exarhu, păi se poate să umbli fericit pe stradă în plină zi, să sfidezi atâția oameni serioși care nu cred că arăți așa pentru că vii de la not, să-i faci să creadă cine știe ce grozăvii despre tine, că poate ești vreun excentric. Da, cam așa ceva. Da. Activitatea asta de a lucra dimineața, pe care o cunoști și tu, de altfel, e una care, dacă e făcută corect și dacă ai, evident, și mediul la dispoziție, care să te lasă să faci asta, te poate încărca. Pleci distrus, da, emoțional, pe dinăuntru ești un epavă, da, cel puțin, și ajungi să te simți bine, pentru că vezi că oamenii îți răspund și lucrurile în capul tău de cele mai multe ori încep să se lege, poți să vorbești, ceea ce e minunat și rar, și surprinzător dimineața, e puțin complicat. Dar e o activitate bună. Nu cred în aia cu clubul de 5 a.m., știi că sunt niște miliardari excentrici care se adună și se trezesc toți la 5. Dar acolo cred că e puțin altfel și lucrează pentru ei, nu pentru oameni. Așa că mă consider serviciul de utilitate publică, mai degrabă. Ce asta? Sunt cam oturători. Așa. Vidajorii. Sunt sanitary engineers, așa se numesc în America. Sanitary engineers. Da. Știi ce au zis cei doi americani când au văzut Coloseumul? Nu. Bă, n-ai toți banii, nu te-a pus să construiești. Foarte bun, hai. Foarte bun. Da. Excelent. Continuați, vă rog. Da, nu, eu voiam să-l întreb pe Răzvan despre simbolul acului de siguranță. Cum e? Că nu știu toți. Unii știu, unii au citit cartea, alții nu. Cred că atunci când am scris textul sau, nu știu, când mă chinuiam să scriu un soi de introducere sau prefață sau ce Dumnezeu e chestia, textul care deschide cartea, mă gândeam ce leagă toate lucrurile astea. Și mi-am adus aminte din nou de mama și de halatul ei și de toate mamele și vecinele și femeile din copilăria mea și adolescența mea și așa mai departe, care aveau acest act de siguranță, care era unul din puținele lucruri pe care te puteai baza în o perioadă. Și erau toate, arătau ca niște generali ruși, unele dintre ele, care erau mai harnice sau mai neîncrezătoare. Era ca tipii care au mai multe arme la ei decât alții. Și le purtau și întotdeauna reglai ceva. Dacă țărea nasturile de la pantaloni, avea cu de siguranță, lucrurile se rezolvau, se rupeau pantaloni, prinde. Tot timpul era foarte util. După aia am început să culeg impresii de la oameni și sau au venit către mine
amintiri cu acea de siguranță. Notătorii din Brăila mi-am adus aminte, cei care traversau Dunărea, aveau act de siguranță prins în slip ca să-și înțepe locul în care se producea cărcelul, că în felul ăsta poți să scape. Serios, da? Da, da, da. Și, da, și multe alte utilități. Dar stai că m-ai dus cu gândul acum, existau mulți oameni care treceau Dunărea așa? Da, era da? Concurs, da, da, da. Dar în afară de faptul că riscai să te neci prins într-un vârtej, mai exista și acest pericol al cârcelului. Care e o tradiție locală, scuză-mă, să traversezi așa, nu e periculos? E bărbăție. E bărbăție? Da, n-ai cum, da. Trebuia să fie. Acum nu, nu cred că mai e. Acum e important să ai barcă, nu, da. Nu mai traversezi. Mi se pare mai deștept asta cu barba. Croșul prin apă al bobotezii. Da, ăla e. Ăla e. Aia e altceva, da. Dar le aruncă prea aproape, nu, nu mai e o glumă proastă. Trebuie să le arunce în mijloc, da. Da. Dar tu te-ai băgat la notat, adică ai notat în Dunăre? Da. Eu cred că am și traversat odată, da. Serios? Mm-hmm. Da. Ce, ai avut ac? Nu. N-a avut ac. Nu, mi-am dat seama că nu. Nu? Erai cam cât de tânăr erai ca să evaluezi toată situația? Adolescent. Adolescent? Până în 18 ani, da. De acolo. Și astăzi cum ți se pare gestul? 40 absolut de... cretin. Da. Dar mai avut unul, aveam niște prieteni, mă rog, toată lumea era semi-beată în Brăila, dar mai puțin părinții mei, era ok. No. Dar ăștia, puștanii sau prietenii mei, o comiteau și mergeam oricum, acolo îmi petreceam toate verile pe malul Dunării. Era un loc în Portul Vechi unde ne adunam și jucam go, citeam, făceam plajă, notam, făceam de... dar eram acolo de dimineață până seara, în vacanță. Și, mă rog, un prieten s-a îmbătat și a spus că vrea să meargă la căsuța lui acolo. Și căsuța lui era un restaurant abandonat, care era foarte mișto, dar construit pe insula Marea Brăilei. Și Corotișca se numea. Și nu știu ce înseamnă corotișcă, probabil că înseamnă ceva, sau posibil să fii aflat și să fii uitat alternativ. Mă rog, mai sunt câteva cuvinte din astea și care le uit simetric. Și a zis, mă, la căsuța mea, și s-a aruncat în apă și venea un vapor din ăla, foarte mare, chiar foarte mare. Și a sărit cei care rămăseseră, respectiv eu și cu încă un prieten, și l-am adus înapoi, dar se zbătea pentru că a căzut sau lui. Da, pentru că vaporul avea zbaturi, de aia se zbătea. Și a apucat să se ducă destul de bine până am ajuns noi lângă al dracului. Da. Poate lua vaporul, n-ai de să... E posibil. Da, dar... Dar vapoare din astea bărci aveați, adică distracție, nu? Nu. Nu deținea nimeni bărci. Ai mai fost în Brăila? Am fost, da, mă duc. Are aici un episod în carte, e foarte interesant, că a observat, adevărul istoric de fapt, dar atunci l-a remarcat, după ce el a venit la București și a așezat urechea aici în București, s-a întors la Brăila la un moment dat și aude că în oraș se vorbește cu accent. Cu accent moldovenesc. Și descrie aici șâurile. Nu e moldovenesc, dar ce? Adică e mult mai rău în sensul că nu e un accent curat. E un accent nu știu, metis. De gălățeană, în primul rând. Așa, gălățeană. Așa, da. Amabilitățile, amabilitățile clasice. Gălățeana era cu totul altceva decât Brăila, oricum, așa, da. Și în timpul vieții mele din Brăila. Așa. Dar în jurul meu nu se vorbea cu accent. Nu, aveam, poate înmuiam niște vocale, poate eurile, le mai duceam așa spre ei, dar în rest nu, la mine, în familie, părinții mei niciodată n-au vorbit cu accent și acolo au stat mult. Până la... Deci nu e adevărat mitul că sunteți moldoveni. Nu, dar nu avem cum, pentru că dacă Brăila ar fi fost în Moldova, Moldova se numea Brăila, este atât de simplu. De fapt. Da. Uite, la asta nu ne-am gândit. Trebuie să alucem și pădurul Căstăian, care e din Galați. Să avem și reversul. Da, dar da, lumea s-a adunat, au venit la combinat, la șantierul naval, au venit foarte mulți oameni și s-a schimbat accentul. Și Brăila veche a dispărut. Gândește-te că totuși noi aveam, în primul rând, foarte multe biserici, aveam vreo 7 sau 9 sinagogi. N-a fost un oraș în care oamenii pierdeau vremea. Erau domn și doamne, se vorbea frumos, erau baluri, sunt case după care s-a mai construit și prin București. Adică deci aveți e una din care nu poate fi scos un pian pentru că a fost construită casa în jurul pianului. Pianului. Okay. Deci aveți pedigree față de Galață, da? Asta nu neapărat, dar Brăila, spre deosebire de Galați, care a fost maltratat din cauza combinatului siderurgic și dărâmat masiv, Brăila și-a păstrat zona veche și are încă farmec
Și eu mă bucur așa că am văzut multe case care s-au renovat cu mult bun gust. Și e un oraș cu farmec, îți recomand să mergi. Am fost, nu frumos. La voi e... Sunt și niște cornulețe bune în centru la o cofetărie. Asta știu cofetăria, da. Știu. Iată. Am fost acolo, lângă grădinile Carol, lângă... Nu, acolo? E chiar lângă hotelul Traian. A, lângă Traian, da, acolo, așa. Da. Traian e odios, să știi, hotelul. Da, este replicabil. Da, găsești peste tot. Da, am fost la cofetăria aia. Având diabet, știi exact unde e cofetăria, ce conțin cornulețele și cum o cheamă pe doamna de la vânzare. Și pe lângă cornulețe ea zice, ce mai are? Gutui și nucă. Gutui și nucă și pricomigdale. Da, alea sunt foarte bune. Le-am adus și eu, da. În dicționar se spune picromigdale, pedanții așa spun. Cum? Picromigdale. Picro? Și că ăsta ar fi termenul corect. De ce nu le spune micromigdale și rezolva o problemă mai amplă? Micropigdale, ca să faci o inversiune. Le spune Kremschmidt. Kremschmidt. Îți fac ceva. Da. Și după aia mai poți să mai spui corect. Voi la Brăila aveți... Ai zis mâncare, m-am mânecat. Așa, da. Nu aveți așa în formă de stea o chestie, adică niște raze care pleacă de pe bulevard? Nu, e semicerc, e făcut ca Odessa. E construit după planurile Odesei, adică toate străzile pleacă și se întorc la Dunăre. E un amfiteatru. Încă așa, există mare parte din planul ăla. Nu a fost complet masacrat nici el. Da, că știam că e o chestie foarte frumoasă acolo. Da, adică chiar poți să ajungi înapoi la Dunăre. Sunt câteva bulevarde care își păstrează configurația asta. Uite, am fost acum... Acum o lună ai fost? O lună lansare, este ceva acolo, lansare la Brăila, că avem librărie Humanitas la Brăila de serios, un an. Da. Merg eu acolo și mai semnez cărțile. Serios? Da, casă memorială Mihail Sebastian aveți? Eu cred că există stradă oricum, asta am văzut-o, nu știu dacă există. Dar nu, Mihail Sebastian era, Naia Ionescu din Brăila. Stai. Și Sebastian tot din Brăila, da. Cred că au niște haine pe la muzeu. Există niște camere în muzeul de artă sau de istorie sau ce și o pinacotecă extraordinară, ți-o recomand și pe aia, da, o să ai mari surprize. Și sunt niște, e o cameră cu, e o cameră în care sunt niște chestii ale lui Naia Ionescu, una în care sunt niște chestii hăinuțe și giumbuș lucruri ale doamnei Aslan, care și ea e de Brăila. Și mai sunt câteva. Chiar am văzut statuia Anei Aslan. Era pe strada pe care m-am... Ceva, da, există o statuie pe strada. Așa, și acum e un hotel. Vis-a-vis de poliție. Da. De-aia arăți tu așa de bine, că doamna Aslan, de asta e... Da. Păi îmi dau cu Namol pe trupul gol. V-ați dus vreodată la Namol? V-au dus pe știi reclama parodică? Nu. Cu un cetățean care se aruncă de pe Intercontinental, mă rog, cade și în urma lui niște șuvițe de păr. Și de desubt scrie Gerovital H3 încetinește căderea părului. Bun, foarte mișto. Dar de unde te-am văzut așa în verbă? Răzvan, mă stimulează invitatul. Îți dă o energie, vă sunteți cuplați la nivel de bancuri. Uite, am fost acum și e un amestec de nou și vechi, într-adevăr foarte frumos în Brăila, și un amestec de grijă și neglijență. Eu am observat asta cu ochiul extern, pentru că pe Eminescu, cred că se cheamă strada aia, e o stradă centrală pietonală, există o mulțime de clădiri, de case vechi refăcute și în mijlocul lor este, probabil că tu știi, hotelul Pescăruș. Bă, aia este ceva... Ce? Îți dau lacrimile. E un hotel foarte vechi, lăsat de izbelește, este o ruină. Da, crezi pomișor din ea. Da, crezi pomișor, ca la Constanța, în orașul cum vechi. Cum e asta vis-a-vis de gara la noi, care tot un moment. Este un hotel în diagonală de gara de nord. Da. Nu e magazinul Sora, nu? Nu știu dacă magazinul. Și era și Hotel Dunărea, sau nu știu cum Hotel Dunărea, Da. Nu, ăsta e chiar foarte, foarte frumos, ăla e mult mai Da, arată frumos, deci are o linie arhitecturală splendidă, dar este o ruină și e lăsat ca o carie acolo. Și pe vremea lui Ceaușescu, cât era acolo adolescent, acolo era ceva? Da, era hotel. Era hotel. Tata zicea că nu e de încredere. Că nu e doar cred hotel. Că e. Așa era. Era destul de groaznic. Da, am fost la Anamol, am fost la Ala cu Sărat, toată lumea mergea la Ala cu Sărat. Și mai era o chestie și asta există în carte. Puțin oameni își mai aduc aminte de asta, dar mie mi se pare cel mai mișto lucru pe care îl poți trăi copil fiind. Bine, acum nu mai poți să mai faci nimic, totul. Vreau să protejeze toate colțurile, să nu ne lovim de ele, să fim corect politic, dar se scoteau geamurile tramvaielor.
Cum? Da, deci tramvaiele vara mergeau fără ceamă. Da, dar era și în București. Extraordinar. Da. Știi ce frumos era? Da, da, tramvaiele alea vechi. Da, vechi, cu vechi, scaune vechi. De lemn. Da, așa, da. Niște prăpădări. Da. Da. Eu mă plimbam mult cu tramvaiul. Îmi plăcea mult să mă plimb cu tramvaiul și probabil petreceam 2-3 ore în fiecare zi cu bunicul meu. Stai că la voi tramvaiul trece pe undeva printr-un, la data la care am fost parc. Eu, printr-un parc. Da, clânc, se numește ceva. Parcul Monument. Și de acolo mergi înainte și ajungi la Lacul Sărat. Așa, te duci în oră, stațiune, cu tot cu tramvai, da. Da, treci de combinat. Da, da, da. Da. Foarte interesant. Mi-aduc aminte că am făcut o călătorie cu tramvaiul, părea că merg cu trenul așa undeva. Și întorceau tramvaiele, foarte romantic să... Erau foarte romantice tramvaiele din Brăila. Asta. Dar știi că și în București erau niște tramvaie, acum nu le mai văd, niște tramvaie care nu aveau cap de linie. Tramvaiul 26, de exemplu. Era pus apărea peste tot. Da, deci mergea de capul lui așa de nebun, nu se odihnea Batmanul ăla săracul nicăieri. 41, da, era 26, da. Cu el te întâlneai peste tot și bom, puteai să dormi, el nu te dădea nimeni jos la cap de linie, că nu exista așa ceva. Eu am avut un coleg de facultate care era să rateze un examen că a dormit după un chef. În tramvaiul 26. În tramvaiul 26 s-a trezit la un moment dat și își reproșa lui după aia că dacă s-ar fi trezit cu un sfert de oră mai devreme, lua 10 la examen. Așa a luat 8, că l-a prins mai... N-avea tip, avea o memorie senzațională și un foarte, foarte deștept. Dar tramvaiul 26 și tramvaiele care spune Răzvan, le-am prins și eu alea vechi, 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 în care într-adevăr se scotea geamul, stăteai cu capul pe geam, da? Da, afară, minunat. Să te tragă curentul. Nu, nu era, așa adică curent. Nu era o problemă atunci. Da. Curentul? Curent. Nu. Eu cred că asta este înrădăcinată în România. Nu se poate să nu te fi tras curent. Ei, alea arătau ca mizerile alea care transportă oameni la mare, știi? Că nu e curent. Suntem cu toții de acolo. Da. Sunt altele. Sunt, scăpăm de curent. Când revenim acasă, bam, lovește curentul. Și aia nu numai de pe geam e... Eu știu luptele din tren, unde dacă dădea drumul cineva la geam, la compartiment, știi cum se împărțeau în... Păi din două. Și în autobuz. La fel. Hai, și în autobuz. La mic. Da. E corent, maică. Da, și e corent, nu-i curent. Bă, trage. Dar tu trebuia să fii... Nu trebuia să fii. Ți s-a spus la un moment dat să fii preot, nu? Stai că mi-a sugerat, da, pentru că din cauza parastaselor am mai povestit asta. La noi în familie erau mulți bătrâni și se tot murea. Ah. Și mergeam la parastase, mie îmi plăcea, oricum îmi plăcea să mănânc. Și așa ți-a venit ideea cu restaurantul. Deci din parastase se clădea bucătarul din mine. Te n-am băgat în mine la bră. Și erau mulți, trăiau toate grecoaicele bătrâne de la noi din familie și alea găteau minunat la parastase. Eu am înnebunit. Adică știu multe lucruri pe care le-am mâncat când eram copil, nu le-am mai descoperit de atunci, toată lumea a murit, dar la parastase cântam și slujba cu taică-miu, că ne plictiseam. Și știam toate slujbele de mormântare, adică, mă rog, mai multe slujbe, dar aia de mormântare era special. Sfântă. Da, o știam pe din afară cap-coadă. Și cântam așa, ne discam. Eu cu el în surdină și taică-miu vedea că prind repede. Că am și ureche muzicală și era foarte bine. Dar zine ce să mâncă. Adică trebuie să vii cu exemple. Adică... Păi uite, vinetele alea, am eu, mă rog, există niște vinete care au devenit celebre datorită lui Otto Lenghi. Așa. Sunt apar într-o carte, sunt niște vinete la cuptor. Nu le-a inventat el, își culege mare parte din rețete, dar pe alea l-a făcut mătușa Chiuța la nu știu ce parastas. La unul din ele. Locuiam în același bloc și se gătea, adică în același bloc, cred că eram trei familii, și se gătea la trei aragaze diferite ca să poți să faci față unui parastas ca lumea, că venea multă lume și ne era foame. Și a făcut vinetele astea, sunt puțin crestate și le pui niște iaurt deasupra, n-avea rodie cum a pus asta. Și uitându-mă la rețeta aia, mi-am adus aminte, se gătea și ardelenește și grecește. Și cu toate influențele din Brăila, care erau turcești, evreiești, aveam, tecme era foarte apropiat și de comunitate, avea prieteni, da, colegi de școală. Era foarte multă lume în Brăila și toată lumea mânca de la toată lumea. Și era imposibil să nu furi o rețetă. Și chestiile se amestecau și de asta, nu știu de exact de unde e aia, dar o făcea mătușa Chiuța, care era grecoaică. Era din familia Exarhu. Mai avem și familia Teodoridis, mai avem și familia Roca. Adică sunt mai mulți din ăștia. Unii au români, alții mai greci, sunt așa. Suntem, dar... Și de vinete. Deci prăjiturelele erau toate evreiești la noi, în casă. Trăia o prietenă de-a bunicii mele, paterne, care murise de mult, și ea făcea prăjiturile și erau Dumnezeu.
Adică, nu, ce înseamnă prăjitură evrească? Stai un pic, ca să lămurim aici. Mănânci ca prostul, în general. Foarte bune. Nu le țin minte după nume. Dacă le văd în cărți, le recunosc. Erau de-astea mici, mărunțele? Mici, mici. Tot timpul făceam. Baclava, așa? O vreme și trăia cu noi, a locuit cu noi în aceeași curte. Am stat și la casă. Și atunci am avut biblioteca. Am avut o cameră care era doar bibliotecă. Și o bibliotecă în care erau multe cărți. Am avut un... Era un fel de unchi, era fratele bunicii mele paterne. Bunica mea scria doar în franceză. No? Și semăna puțin cu Regina Maria. Și toată lumea citea în franceză. Și aveam foarte multe cărți în franceză, în greacă, ediții Princeps, de Eliade, de aceștia. Adică se citea. Și dar camera avea birou, bibliotecă și o canapea. Și aia era tot. Și acolo mă jucam eu când eram mic. Cu cărțile. Și da. Citeam mult. Grecește sau mai... S-a uitat. Am știut când eram copil. Da. Mă, dacă mă duc în Grecia, toată lumea vorbește așa. Cu mine grecește direct. Nu mă suspectează de altceva. Și în Turcia la fel. Și chiar în Turcia am comis o greșeală. Am zis, nu, că bunica mea a fost grecoaică, dar cred că n-au înțeles. Și am văzut că se uită așa la mine, turcoaică. Și am revenit. Da, se vede. După dumneavoastră, așa. E o stradă lângă Ateneu, care se cheamă... Da. Constantine Sarcu. Cine era domnul? Mai e unul de la noi, de acolo, nu știu, din familie. De la Maia Român. Adică exarhul ăștia... Deși noi n-avem țiții lipiții, nu facem de asta. Mi duc cu mintorcul, n-am avut. Știi, așa e, sunt generatorii. Da. Lumea amestecată. Irina Nicolau m-a făcut să mă gândesc la asta. Mă pomenește în cărticica aia, în Haidebre. Om de la Constantinopole, de acolo veneau ăștia, familiile mele, familiile astea din care am apărut noi, au venit să facă negustorie la Brăila. Și am avut și prăvălie și restaurant în familie, erau băieți din ăștia. Bunicul meu vindea condimente. Frumos. În insula Marea Brăile, făceam un fel de trafic sau ceva. Trafic în insula. Da. Și pe aia a venit comunismul și v-a dus la bloc. Da, și pare firesc. Mă rog, unchiul ăla a trebuit să plece pentru că făcea parte dintr-o linie a familiei care a fost persecutată politic, pentru că cineva din familia lor avusese o fabrică de cuie mică, dar exploatase poporul. Da. Sinceră, da. Da, da. Ți-a rămas și ție vreun cui după el? Nu. No. No. Are un cui împotriva lor. Da, da. Da. Bun, povesteți-vă de Orhan Pamuk. Să nu uitați să nu uitam, să nu uitați, mă interesează direct. Să le enervez personal. Așa, ia spune. Cum a fost? Păi a fost campania, cred că tot Curtea Veche a publicat cărțile în română. Până la un punct, da, până la un punct. Și atunci l-au și adus la Ateneu și erau niște chestii prin oraș cu X vine la Pamuk. Da, Mihaela Rădulescu vine la Pamuk. Da. Așa, Tudor Octavian, Curezeanu, așa, și exarhul vine la Pamuk. Și nu mai știu, mai erau niște oameni serioși pe scenă. Cătălin Ștefănescu, mi se pare... Nu mai știu, da. Tudor Octavian țin minte precis, Curezeanu țin minte precis, Mihaela la fel, da. Și eu trebuia să stau pe scenă și să vorbesc cu reputatul autor. Și am zis că, era prea acră situația. Pe scenă și am zis, stau în sală și enjoy the conversation. Și la un moment dat mi-a dat și mie un microfon să-l întreb și eu ceva. Și l-am întrebat, bine, nu e neapărat cea mai delicată întrebare, nu știu dacă acum l-aș mai întreba asta. Ceva de Armenie. Așa o... Cum? De? Nu de Armenie. Nu. Totuși. Și a luat măsuri de siguranță. L-am întrebat dacă îți crește cota bine, dacă ai măcar o amenințare cu moartea. Dacă e Nobel. Și nu. N-a gustat, was not amused. Nu. Și după aia l-am întrebat dacă mai știe vreun scriitor la fel de celebru ca el, pentru că pe absolut toate tricourile el din Turcia scrie Pamuk 100%, fiind bumbac. Nici pe asta nu. S-a enervat foarte tare și n-a mai întrebat nimic de Armenia. N-a gustat gluma? Deloc. Nu, n-are umor. Nu. Bine că ai spus că erai pregătit cu un set de glume. Da, nu chiar glume. Chiar glume, dar
Da. Îmi propusesem să fiu un pic... Dar poți să-i arunci pe asta. Am auzit că la o întrunire odată la București ați fost întrebat. De un tânăr ziarist. Da. Și zi o chestie nasoală. Așa, vreau să-mi cer scuze. Da. Ok. Știi că ei doi au o întâlnire, trebuie să spunem asta. Pe data mai spus-o, de... cred că mai spus-o. Da, mai spus-o, dar o spunem de fiecare dată, că poate sunt oameni care vor să vă vadă. Pe 3 aprilie. Da. Pe 3 aprilie, Radu Paraschivescu la Timișoara... Cum în cadrul a ceea ce se cheamă Timișoara, capitală culturală europeană, am o discuție cu Orhan Pamuk. Da. Not too bad. E bine că not știu. Pe scenă se întâmplă asta. Da. Nu știm încă. Inițial se punea problema operei. Acum s-ar putea să fie în aula magna a Universității de Vest. Mă rog, oricum o să fie cu lume multe. Trebuie să veniți în balcon la operă și să faceți o revoluție, de exemplu. Nu mai e distribuția de atunci cu Lorin Fortuna. Poți să înregistrezi un mesaj pentru el și să rătăm același lucru. Da. Dacă vrei, mă, surpriză de la fanii din București, la ce ai rămași acasă. Rămașii noștri special. Nu știu că numele lui este Bumbac, nu? Poate era sintetic, dar e Bumbac, nu? Nu e Bumbac sintetic. Bumbacul e Bumbac. Da. Trebuie. Nu ne jucăm. Ok, bun. Bine că te-am întâlnit. Bine, deci rezervat și serios. Da. Rezervat și serios. Întrebări sobre despre literatură. Chestii de astea. Da. Vedem. Braille. Am un prieten. Am un prieten care se numește Roșu, poți să-i spui. Laurențiu. A jucat și național. Da. Brăila și Fănuș era din Brăila, nu? Da, Fănuș Negru, tot acolo din patrimoniu. Nu l-am cunoscut. Dar părea un tip simpatic. Îi citam cărțile când eram mic, mai ales la povești din fotbal. Pare că v-ați fi... Cronici afurisite, cronici de carnaval, da. A lăsat acel calambur, nu? Cu Danemarcă ăștia, mă? Nu, ăla e Dan Deșliu. Ai Dan Deșliu, da. Dan Deșliu cu Chirilă. Da. Tu știi povestea? Nu. Erau la meci, Chirilă încerca să-l convertească pe Dan Deșliu la fotbal. Și Deșliu a venit la un meci România-Danemarca, momit de Chirilă, bă, stai să vezi că îi facem instrucție cu ei, îi bubuim. Și s-au așezat la masa presei, cred. 1-0 pentru Danemarca, mai treci un pic, 2-0 pentru Danemarca, după 10 minute, 3-0 pentru Danemarca. În momentul în care Deșliu se întoarce spre Chirilă, se zice, Danemarca ăștia. Excelent. Foarte bun. Deci eu pe Deșliu l-am prins în, eram copil, când el prezenta Steaua fără nume. What? Da. Era un concurs, de muzică, știu, era un concurs de muzică ușoară și un concurs de muzică populară care se chema Floarea din grădină. Da. Și pe care îl prezenta Mihai Florea, care era profesor de română. Iar Steaua fără nume era prezentată de Dan Deșliu. La sfârșitul anilor... Asta. 60, cred. A luat-o mitul Octavian Ursulescu. După. Da, cred că atunci a apărut Angela Similea, atunci a apărut Corina Chiriac, prima dată. Bă, ce vremuri. Ce vârste. Știe ce că vârste. Nu e, la el nu se dau din astea. Apropo, v-a scris cineva că iar asta e solo-ul de tobe de la Hotel California și că o faceți de-a dracu de fiecare dată, ca să și băgați mizeria aia de Green Day. Da. Există acest mesaj. Nu mai sunt așa de supărați pe noi, dar se supără câte cineva. S-au supărat și schiorii la un moment dat. Da. Ia zi-ne. Da, cu schiorii? A fost imediat după ce am început. Era jingle-ul cu Morning Glory, Morning Glory, ce urât miros schiori. Și ne-a scris unul, că e un domn, că e miroase frumos. Practică, acest din sport. Și că nu miroase, și el și prietenul lui miros foarte frumos. Și le-am zis că noi admirăm necondiționat sportul alb. Și în niciun caz nu n-am încercat să aruncăm vreo pată. Să întunecăm strălucirea acestui nobil sport. Și ne-am cerut scuze și tot el a spus că Morning Glory are o conotație vulgară. Ei, urma să te întreb. Da. Deci știa chestia asta. Și toate lucrurile astea fac parte dintr-o scrisoare de răspuns pe care a trebuit să o trimitem departamentului juridic de la CNA, pentru că de acolo deci ei n-au sesizat pe noi, n-au trimis această. Da. Așa și noi a trebuit să răspundem. Și am spus că Morning Glory nu are nici de cum, cel puțin în accepțiunea noastră, o conotație vulgară, pentru că ea vine din pasiunea pentru gastronomie larg recunoscută a realizatorului Răzvan Exarcu,
și respectiv pasiunea pentru această firavă plantă din sud-estul Asiei, numită Morning Glory, un fel de spanac de apă, să repet, astea erau scrise cât se poate de serios, pe care a descoperit-o în copilărie și de care, pentru care nu s-a stins niciodată. Flama. Da, da, bucuria de ceea ce rămâne întru totul adevărat. Da. În caz că știi că CNA-ul monitorizează acum și chestiile și astea. Și podcasturile. Da, așa da, este. Da, așa, da, este. Da, așa este. Sunt încărcă când auze de Morning Glory. Da, ca, ce să... ca americanul care s-a dus în China și a întrebat how often do you have elections? Every morning. Da. Excelent. Deci n-am mai zis de mult trei bancuri în jumătate de oră. Facem podcastul ăsta de 55 de ediții, pare că le-am din alea de vă închid ăștia emisiunea și pe internet numai la radio. Da, bă, poți să zici aici. Bun, dar în afară de povestea cu Schiori n-au mai existat reproșuri sau au mai fost oameni atinși? Da, ne-au chemat pentru că beam în emisiunea, da, asta da. Am observat că nu mai faceți chestia asta. Nu mai spunem. Dar, mă rog, au fost și perioade mai lungi, așa, în care n-am... Trebuie și puțin că am obosit și ne cam zăpăcește spumantul. Dar când beam, beam ca nesimțiții, știi? Eram, bă, două sticlă, bă, toarnă și la invitați și la asta. Da, și conform legii audiovizualului, n-ai voie să bei nici la televizor, nici la radio. Dar n-ai voie tu să poți spui să bei, dar poți să nu spui că faci. Da, și era o vreme când se fuma la procesul etapei. Da. Dacă ține minte, în anii 90, invitații când veneau, făceau așa cu mâinile, ca să despice fumul. Pe vremea aia, când a venit Marcel Răducanu la emisiune și au dat ăștia să facă... Scrumiera. Povestea cu Scrumiera. Cu Scrumiera? Nu. Marcel Răducanu, faimosul fotbalist, este renumit pentru o întâmplare despre care nu știm dacă e mit sau realitate. La Dortmund. La Dortmund, când a fost adus la Dortmund. El a fugit. El fugind, da, prezentare la Dortmund, cineva îi dă o scrumieră de aia mare de cristal, dacă mai știi tu pe vremuri așa, și ăsta o aruncă în sus și face un stop. Oprește pe bombeu. Oprește pe bombeu perfect, frumos, elegant, poze în ziare, nebunii. Ci că l-ar fi întrebat patronul sau președintele Dortmund, aha, fotbalist, și ce știi să faci? Și-a luat scrumieră. A aruncat-o și a prins, s-a oprit-o pe bombeu, așa frumos. Da. Dar asta nu se știe dacă e de adevărat alea sau nu, mă rog. Mai aproape 20 de ani se întoarce în România emisiune la procesul etapei și... Ioanițoaia aduce aminte această întâmplare. Marcele, e adevărat că ai făcut stop cu... Da, păi, stai să vă povestesc. Și zice întâmplarea. Și Ioanițoaia se uită la el și zice, poți să faci din nou să ne arăți? Și omul zice, da, dacă e cazul, sigur vă arăt. Și Ioanițoaia scoate o scrumieră din aia cu picior, dacă le știi, cu aluminiu, de aluminiu, dacă mai ții alea înalte de un metru. Și zice, Marcele, făcu asta. Eu auzisem, apropo de Dan Deșliu, auzisem o poveste despre ultima parte a vieții de dizident, când s-a ridicat de la masa unde beau scriitorii la casă. Casa scriitorilor, acolo, așa, în Olimp, da. Nu, pe calea Victoriei. Aici, ok. Nu, la doamna Candrea, acolo, la Monteoru, la doamna Candrea. Da. Și era ascultat, teoretic, și pe masă, adică erau niște scrumiere care făceau legătura cu bază. Da. Nu stropiți florile, sunt Philips. Erau și niște băieți la o altă masă care beau și în civil și ăsta a plecat cu scrumiera și aia a început să-l urmărească. Și la un moment dat a țâșnit ăsta și a început să... Scena a fost că un domn în vârstă cu o scrumieră în mână a fost alergat de doi tipi în costume gri, placat și deposedat. Deposedat de scrumieră și fugit cu scrumiera în mână. Păi făcea parte din instrumentar, adică... Nu pe asta. Nu pe asta pe care vreți dumneavoastră, dar nu pe asta. Da. Cam așa au fost realitățile. La Brăila n-ați avut securitate? Ba da, cum să nu. Și? V-ați întâlnit? Într-o vreme am vrut să mă duc să văd dacă sunt consemnări. Despre taică-miu sigur. Era totuși la teatru, a fost și directorul teatrului de păpuși și sigur a avut probleme și mi-a zis că bănuia și pe cineva din trupă că turna. Dar nu mi se... A avut, cred că a avut și o propunere la un moment dat să intre în securitate, dar l-au lăsat în pace. Și eram curios totuși, pentru că simțeam că și când eram puștan, mă rog, adolescent, părul lung, era foarte puțin probabil să n-avem măcar un informator în grup. Și n-a avut nicio curiozitate.
Nu, nu. Mm. Sau, nu știu, poate o să mă duc la... Mai sunt hârtii? Cred că mai sunt, da. Cred că sunt, da, da, da. Dar ce vrei să zici cu părul lung? Aveam părul foarte lung, da. N-ai zice. Sunt curios să văd o poză, dacă are cineva să pună în comentarii o poză cu treaba asta. Și când ai intrat la radio în anii aia, tot așa, aveai părul lung? Sau? Da, da, aveam părul foarte lung, da. Deja erai roms. Și nu vorbeam cu nimeni, da. Erai arogant? S-au speriat? Da, aveam o părere foarte proastă despre oameni. Și pe care ți-o păstrezi. Despre ce făceam eu acolo. Okay. Prezentam știri și mi se părea mizerabil. Dar cu știri ai început, da? Da, da, da. Am prezentat chiar primul buletin de știri de la Pro FM. Și acolo e un mit, adică trebuie să-l fi întâlnit și tu în activitatea ta pe Sârbu. Sunt tot felul de povești, de mituri. Dar știu, păi nu, da, nu-mi dau seama care erau realitățile acolo sau dacă lucrai cu el în mod direct. Sunt tot felul de mituri, tot felul de povești despre întâlnirile cu Sârbu. Toată lumea care a lucrat acolo are câte o poveste asta despre ce fel de monstru era sau ce băiat simpatic era. Păi aveam asta care mie îmi place foarte mult, dar va trebui să puneți bipuri. Okay. Trebuie să ocupă niște oameni să pună bipuri. Ne-a adunat din când în când și vorbeam despre muzică, tot timpul ne abăteam de la... Bine, tot era foarte primitiv atunci, în materie de playlist, dădeam muzică de pe casete, reclamele de pe magnetofon, erau niște băieți care tăiau la foarte că bandă de magnetofon, da, 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 și cum se făcea. Îi admiram foarte tare, erau foarte, foarte șmecheri. Aveam și viniluri, cred că abia apăruseră CD-urile. Era, da, așa era, 92, 93. Era foarte important să ai acces la CD-uri. Și aveam discuții despre muzică și ce nu ar trebui să facem. Și noi dimineața aveam numai voci groase. I-a spus că punem metale și toți avem voci groase și că sună îngrozitor. Și am făcut și eu un jingle cu el la un moment dat, pentru că a făcut o criză de nervi la o întâlnire legată de matinal și a spus metale, metale, metale. Și vedeam cum sare așa o scrumieră pe masă. Nu fuma, dar o scrumieră pe masă. Și la fiecare metale o vedeam cum se pice și la toate ședințele cădea scrumiera pe masă. Din astea. Și spunea măi Exarhu, ce știi tu, mă? Ce știi tu, mă, despre muzica anilor 50? Da, 70. Da, 60. N-apucai să răspunzi. Nu, da. Nici nu era important. Da, da, da. Nu știi nimic. Da, mă rog, mă las pe aia mai decultat. Așa, eu mă gândeam ce... Bipurile când le punem. Da, da, da. Că avem bipuri, nu? Avem un stoc de pus pentru Răzvan. Da, sunt destul, un teanc de bipuri. Așa. Am pregătit vreo 20. Nu, era asta cu... mă, băieți, începea blând și se enerva... Probabil că aveam și niște fețe de cretin tot. Sau pur și simplu impertinenți, cum era cazul meu. Și ziceam, mă, băieți, mă, eu v-am dat vouă un radio. Eu v-am dat radio-ul meu. Radio-ul meu, eu vi l-am dat vouă. Și aici începea, știi, să se apaleze puțin. Deci, voi aveți acum radio-ul meu. Și scrumirea. Da. Și ce ați făcut voi cu radio-ul meu? V-ați băgat în el. Voi v-ați băgat radio-ul meu. Și un băiat a zis, domnul Sârbu, vă rog să mă scuzați pe cuvântul meu de onoare dacă am vrut să mă la radio dumneavoastră. Dacă s-a întâmplat, a fost fără voia. Da. Mamă. Excelent. Da. Da, ar fi meritat să fim muscă pe geam să vedem. Frumoase vremuri, cred că au fost cu 30 de ani. Acum totul este... Se făcea treabă, nu glumă? Nu ca totul azi. Este corporatist, totul este măsurat. Fiecare melodie la care dai drumul, totul este super împachetat. În matinalul domnului Exarhu este totul făcut ca la carte, cum scrie acolo la cărți. Nu mai poți să te... Mă rog, poți și azi, da? Că atunci greu, nu mai poți. Asta nu era pe post. Știu că nu mai era. Și cum, da. Oh, dar acum nu zic că și atmosfera din spate e că să vină cu niște cifre, cu niște Excel-uri, sunt niște cetățeni care se uită. Ia să vedem aici cetățeanul Exarhu. Da. A, nu, era destul de sărbăticie și pe atunci, dar nu știu, cineva credea că alea sunt audiențe sau că se poate măsura ceva, dar nu, nu era așa de grav. Dar ne distram, oricum. Da, e clar. Da.
Întreb eu? Întreb eu. Întreabă. Hai că mai sunt două, trei lucruri pe care trebuie să-l întrebăm. Dincolo de radio, ai ajuns de la radio la bucătărie. Deci trebuie să explici chestia asta. Am înțeles că mâncai. Da. Bă, da, de la mâncat până la... Mă înțelegi că și eu și cu domnul Paraschivescu mâncăm. Da. Dar nu o să ne vezi vreodată cu ceva în mână făcând, adică... Da, înțeleg. No, dar chiar e mai bine așa. Adică, da, adică e mai onest pentru toată lumea. Am făcut odată niște, când eram mai tânăr, mai făceam omletă acasă și... A, uita acum tana și a zis, bă, nu... Lasă. Da, așa da. Zic și eu. Nu, da, nu, lasă. Da, da, da. Deci, mi-e ușor să fac asta. Da. Nu e ceva ce... Când aud aia cu pasiunea pentru gastronomie, mă urc pe pereți. Mm-hmm. E una din sintagmele mele nepreferate. nu știu că am avut neapărat o pasiune pentru gastronomie. Îmi plăcea să gătesc, dar nu ca și cum aș fi vrut să devin mai important decât orice cetățean care vrea să gătească bine acasă. Bun, că te ia capul și te simți mai important pentru că vin câțiva prieteni și gustă și spun, vai, dar ce bine gătește. Tu ar trebui să-ți deschizi un restaurant. Asta aud probabil 80% dintre cei care gătesc acasă. Nu e adevărat. N-ar trebui să-și deschidă un restaurant și, în general, e foarte complicat să-ți deschizi un restaurant, dar am ajuns în situația asta în care a apărut acest restaurant în viața mea fără premeditare și pentru că eram cam singurul care stătea pe acolo din fosta mea viață. Dar trebuie să mă implic. Mai stăteam și eu cu bucătarii, mă uitam, nu știam cum funcționează, nu știam cum ies bonul, nu știam absolut nimic despre chestia, doar că într-o zi au plecat niște bucătari. Și ce să vezi, m-am gândit eu că ar fi bine să salvez situația până când găsim alți oameni să gătesc eu. Execrabil, am distrus mâncarea, mi-am pus rețetele și încet, încet am început să înțeleg cum funcționează, ce scrie pe bon, în ce ordine faci chestiile alea, cum te organizezi, care e treaba cu frigiderul, cu lucrurile pregătite înainte și alte lucruri. Și încet, încet am cu veniri și plecări din bucătărie până când m-am întâlnit cu un bucătar care a fost mentorul meu și ăla, plăcându-mi foarte tare ce făcea, pentru că nu gândea ca nimeni de până atunci și nici acum nu gândește la fel, adică e pe calea lui și e foarte bine și face o bucătărie modernă, mi-a arătat că se poate și altfel și stăteam și a început să mă distrez și am început să învăț. Ce, și repede. Ce găteai? Adică ce știi tu că ți iese mișto? Sau ce îți place ție? Uite, și aici, uite, în acest spațiu găteam eu pe vremuri. Eu, de exemplu, eu am pe noptieră cărți din astea sau din alealte, dar și multe cărți de bucate. Le citesc. Le citesc rețete sau lucruri din astea, cum probabil se amuză un muzician citind partituri. Sau, știu că ei fac asta. Da. Mi se pare fantastic să și auzi ceva, dar eu înțeleg ce se întâmplă, înțeleg principiile astea. Sau dacă mă gândesc la mâncare, pot să... descoper în mintea mea pașii sau o parte dintre ei, cum se face. Nu e că îmi iese ceva sau că vreau să gătesc ceva anume. Îmi place, de exemplu, să fac o omletă din când în când. Nu neapărat tot timpul. Sau plăcintă. Mi-e poftă de plăcintă acum. Plăcintă? Da. Cu brânză, cu fui. Da, fac din aia, da. Îmi place mult. Tu te autoflagelezi acum. E fumică. Da, băi, știu. Și mie e fumică și... Pot să gătesc multe lucruri, știi? Nu mi se mai pare acum că e atât de importantă nota asta de fine dining, că lumea în general cam suferă. Și atunci procentul ăsta de mijloc, care înseamnă mâncare cinstită sau bună, simplă, sau gătită cu grijă, dar nu neapărat foarte scumpă, ar trebui să apară în România și Doamne ajută să apară. Adică genul bistroului franțuzesc, în care o familie gătește pentru oameni în fiecare... Ai vreo bucătărie preferată? Ca țară, ca tip de... Îmi plac francezii, ca să zic așa. Francuzii. Da, dar îmi plac mai tare, de exemplu, ăștia, portughezii. Și îmi place și de ei mai mult. Mi se pare că sunt cei mai simpatici. Cum carne de vacă nu se moare nici... Da. Nu se moare de foame, da. Da, da. Chiar că nu se
Am mâncat un gulaș zilele astea cu domnul Paraschivescu. Da, fără nicio legătură cu Portugalia. Da, 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 să ne înțelegem. Domnul, da. Carne de vacă, de acolo. Vacă, de, da. Am fost la domnul Todosie și ne-a făcut el. Da, el face bine. Da. El face treburi acolo. Și, na, o să vedeți mai târziu în podcastul ăsta că am și filmat. Adică dacă tot ne-am dus și am mâncat la om, era păcat de Dumnezeu să nu-l filmezi un pic prin oale pe acolo. Da. Da. Mare. Da, pe scurt, mie îmi place să, adică mi-e ușor să gătesc și îmi place să gătesc și îmi place să încerc lucruri pe care nu le-am mai gustat, gândind, compilând rețete. Poți să te gândești la ceva și să vezi cum a fost făcut de mai mulți oameni și să găsești încă o cale. Nu neapărat ca să-l reinterpretezi, dar ca să scoți ce e mai bun din el după gustul tău, cam atât. Ai avut sau ai avut un regret că nu mai ai restaurant, că nu mai gătești, nu? Ferește, nu? Nu te bate gândul la un moment dat să... Ei, din când în când, normal te mai bate. Că te gândești că... Da. Dar cred că ar fi un lucru bun pentru oameni să gătesc. Adică sau măcar să ajungă mâncarea mea la mai mulți oameni. Asta e mișto. Ai locuri preferate în București? Sunt câteva, da. Sunt câteva locuri în care revin și în care mănânc același lucru. Sunt absolut consecvent. Da. Ai scris tu undeva, nu? Ai scris că la Zexe te cheamă să cauți răcituri? Da, da, mă sună. Când fac răcitură, salată de băf, mă anunță. Deci răcitură, voi spuneți răcitură la Brăila? Da. Îi spuneam și piftie, da. Moldoveni, deci răcitură moldoveni. Am lămurit-o, e simplu, vezi? Când te duci la esență... Da, chifteluțe sau chifteluțe? Chiloți. Când îi spuneam piftie, mie îmi place să-i spun răcitură. Da, mama ta era născută undeva în Basarabia, nu? În Ismail. Ismail, da. Și a fost refugiat de război. Ați mai trecut vreodată pe acolo? Acum Ismailul ăsta e în Ucraina acum? Da. Mai aveți neamuri acolo, ceva? Nu. Posibil, da. Bunicul meu se numea Ivanov și făcuse conservator la Sankt Petersburg. Cântarul Sește stătea cu lipovenii în Delta, de la asta și murit. A răcit în Delta. A cânta, era... A fost profesor de chitară al Nicu Alifantis. Serios? Și avea o chestie de chitară, avea lutierul și făcea instrumentele în Brăila. Cânta în acord rusesc, știi, niște chitare cu 7 coarde. Avea multe... Nu a vrut să te bagi în orchestră? L-am învățat de la el, dar s-a prăpădit repede când eu eram mic. Nu știu, cred că aveam 7 ani când a murit el, da. Cam așa. 7-8 ani. Era foarte mișto. Semăna cu Fred Astaire. Găsa pisici. Este imposibil să faci asta. Cum? Da, nu știu cum făcea, dar făcea asta. Nu se uitau la el și zice, băi... Era incredibil, da. Foarte, foarte bun. Și știa să cânte la toate instrumentele. Absolut. Toate instrumentele. A cântat și la orga Bisericii Negre. Ți-e dor un pic de aici. Avea auz total, da, da. Eu am citit în carte la tine o scenă care e așa emoționantă și cine îl ascultă pe Răzvan Exarhu la radio, parcă nu vede asta, știi? E acolo un capitol cu o povestire, de fapt, cu grija pentru părinți, știi? Când, când trebuia să-i duci la analiză, sau mă rog, le-au ieșit lor niște analize proaste și ai venit tu să rezolvi situația... Și aveai ce trebuie să mănânce, ce trebuie să fac, acum mergem la doctor. Se spunea teroristul. Și a cerut voie taică-su și a zis, Răzvane, poți să iau și eu o bomboană? Ce ai făcut? Zi acum în fața poporului. Nu mai știu asta cu bomboană, nu mai știu. Deci îi trebuia să-i duci la analize de dimineață. Mama, cred că mama l-a întrebat pe taică-mea. Nu, asta să că succesive. Ți-o povestesc eu că e la tine în carte. Tu ai scris-o, nu mai știi. Tu ai scris, nu mai știi. Nu, dar așa a fost. Mă, michiță, mă, noi avem voie bomboane. Exact, da. Ea a spus, nu că te-ai spălat pe dinți. Aoleu. Da, complicată relația cu părinții, da. De ce? I-am terorizat foarte mult. Am încercat din răsputeri să îi împiedic să moară. Asta a fost planul meu secret, știi. Și da, între timp, da, ne certam pentru că evident ei luptau pentru independență, erau foarte puternici și extrem de încăpățânați, ce să vezi. Da. Și eu de asemenea și a fost greu. Dar într-adevăr, pasajul ăla cu eu stau drept și mă tabe apă, e o probă că, da, ne și distram. Deci tehnic, cred că era supărat și foarte serios atunci când a spus chestia, am crezut că glumea, dar nu cred că glumea. Era foarte ofuscat. Adică ți s-a adresat ție că, mă rog, erai terorist, după cum spuneam. Da. Dar da, am fost foarte,
foarte aproape de ei tot timpul. Ei fiind la Brăila? De la un punct încolo n-au mai fost la Brăila, da, au venit încoace fiind monar. Dar făceam lucruri din astea, nu știu, mergeam, îi luam și duceam la, la doctor, îi luam din Brăila. Și odată chiar am făcut drumul București-Brăila de 4 ori într-o zi. Adică m-am dus să iau, i-am adus, i-am dus înapoi și m-am și întors. Eu sunt ăla, am zis că dacă pot să fac asta, mai am o șansă. Nu trebuie să stau neapărat pe, bazat pe radio. Șofer de tir, ceva. Vreau, trebuie să mă reconvertez profesional. Câți kilometri sunt? 200? 225, da. Da, a fost bine. Am fost, da. Bine, nu cred că mai eram om seara, dar anyway, am făcut-o și pe asta. Cum, un pic mai cum e cu terapia? Cu terapia? Spune-ne. Și care e stigmatul? Că mulți percep mersul la, la terapie drept o formă de a aluneca în ochiul public, de a fi un eșec. Pare și la modă, mai ales dacă te aduci la un terapeut ăsta care bagă citate celebre pe Instagram și devii și tu. E ca la ăștia care vând produse sectare. Suplimente, primești învățătura și după aceea răspunde și tu mai departe. Și cam așa cred că fac ăștia. Eu am ajuns la terapie, chiar am râs că am descoperit mesajul prietenei care mi l-a recomandat pe terapeutul meu și a spus, băi, vezi că vine Răzvan Exarcu la tine, dar dă și tu jos tablourile alea oribile de pe perete, că o să râd ăsta de tine. Și a zis, bă, nu le dau cu de la bunica. Și se supără. Și până atunci, da, trecusem și eu prin convingerea asta că bărbatul getodac n-are nevoie de terapie. Îi ajunge părul de pe piept. Da, suntem suficient de puternici, că e rușine. Bine, e adevărat că erau și vremuri în care povestea asta nu prea funcționa. Nici nu știai unde Dumnezeu să te duci să cauți un terapeut. Nu cred că era. Adică nu era nici la modă, dar nici nu... nu îi vedeai pe oameni. Și contrar convingerilor mele de la început, mi-a făcut bine, dar a durat ceva, cred că am... da, 4 ani. 4 ani, da, ok. Cam așa, cred că merg pe al cincilea. Tu ai spus în spațiu public că te-ai întâlnit cu depresia și... Da, adică da, da. N-ai ascuns chestiunea asta deloc. Da, nu știu, am ajuns așa, numărul 1 pe depresie în România, chestie care nu satisface, să spun. Eu la terapie mai și râd cu domnul doctor, cum îmi place mie să-i spun, deși nu doctor. Dar e foarte folositor și rar, cred. Nu știu cât de ușor e să faci matching-ul ăsta, să găsești pe cineva în care să ai încredere, din toate punctele de vedere, și uman și intelectual mai ales. Să nu-l faci pe ăla cu capul. Că eu pot să fac pe cineva cu capul. Adică pot să fiu și enervant și dacă simt că este poate mai mai blând decât ar trebui, probabil că aș putea să am instinctul ăsta de a capitaliza momentul. Dar am învățat și eu să mai să mă ascult mai mult și să înțeleg că nu sunt neapărat de fier, că eu așa eram în capul meu. Că asta era oricum perioada în care tăi, când era în spital, nici nu știam dacă moare, trăiește. Eram de gardă tot timpul, la Floreasca, mergeam, eram acolo, făceam de toate. Adică puteam să-mi iau part-time la Floreasca. Și mi-era foarte complicat. Și dimineața mergeam la radio și râdeam și eram numărul 1. Seara beam, derupeam și după aia iarăși la radio, la spital, așa toate. Eram... foarte complicat și mi-am dat seama că nu mai ține, nu reușesc să le mai duc pe toate în același timp și mi-a făcut bine. De adevărat că și eu am lucrat în timpul ăsta, că nu mai stăteam ca pe vremuri. Pe vremuri stăteam, când eram eu disperat, când dădeam falimente, când eram vai de mama mea, stăteam și mă uitam așa. Câteva ore pe zi sau poate nici nu mă desprindeam de fotoliul și... da, am spus asta, cred, la TEDx, de acolo a început povestea mea. E un speech foarte prost, pentru că eram foarte emoționat și mi-era foarte frică să vorbesc despre asta. Și trebuia să fac legătura între radio sau ce făceam eu înainte și bucătărie. Și am spus că depresia m-a făcut să redescopăr asta, pentru că era o bucătărie, era pentru mine o formă de a lucra organizat. Trebuia să fac același lucru și
mort cop trebuia să fiu acolo, să tai legumele, să le pun la fier, să gătesc și să nu gătesc încruntat, să gătesc cu bucurie și să le aduc oamenilor fericire. Era singura mea relație cu fericirea pe bune, aia. Să-i văd pe oameni plescăind de plăcere și spunând... Eu nu puteam să fac asta pentru mine, dar puteam să îi ofer cuiva acest sentiment. Și aia cred că m-a ținut în picioare până când am descoperit, când am mers la întâlnirea cu terapeutul și după aia am mai găsit și alte formule pe care nu le știu acum. Eu nu știu ce mi-a făcut ăla, dar mi-a făcut bine. Da, și eu m-a făcut bine. Relația cu fericirea s-a îmbunătățit între timp? Da. Okay. Da. Întreb de ziua internațional. Plăcintă de berbecuț. Zici tu cum să nu plescăie aia dacă el face plăcintă de berbecuț. Plescăie, plescăie și când își închipuie. Adică... Ca tine, așa, nu? Cazul meu. Păi știi că eu sunt pofticios de ăștia. Știu, eu sunt, da. Și tu ești. Da, dar am apucat să mănânc, spre deosebire de tine. Da, sunt niște sticks-uri pe aici, sigur găsesc eu ceva. Okay. Niște sticks-uri în fine dining, așa, nu... Eu mi se pare de aia că... cu Susan. Așa. Aia, bă. Aia sunt. Da, da. Am impresia că pun mult ulei, că e o șmecherie acolo. Alunecă un pic. Nu, am văzut că aia se mănâncă... Un pic usuroși. Când iei, iei cutiuțele alea cu compartimente, știi ce zic? Ah, Maximix. Așa, aia se mănâncă prima dată, peștișorii. Da. Și după aia alea, că am și vorbit la radio, alea hexagonale. Așa. Dar peștișorii, de ce pun atât de puțin? Și mini-stixurile ultimele. Mini-stixurile ultimele. Da. Am impresia că prețele să mănâncă ultimii. Crezi? Da, eu așa cred că prețele. S-a mai schimbat lumea. Da, nu mai e ce era odată. Săracii mănâncă alte chestii, pomiștii și aurolacii. Mie prețul nu prea mi-a plăcut așa, sunt un pic necăcioș, adică nu e... Da, trebuie și puțină băută. Corect, iată. Aveam nevoie de un expert alături de noi. Că mi-ai făcut foame, serios. Pare rău, da. Scuze pentru disconfortul creat. Dacă eram la restaurant, mai înțelegeam. Da. Era și asta o artă, putea să pună toate lucrurile acolo. No. Ce vrei să ne mai povestești? Că poate e ceva important să spunem nației. Sunt sigur. Am râs de dimineață, pentru că... Așa. Ne-a trimis un ascultător ceva ca un manifest sau un mini-afiș sau ceva, care chema la o întâlnire de biserică din asta. Da. Cult, așa. De asta, da. Biserica lui Hristos sau nu știu ce. Așa, cu numele de telefon, cu adresă, nu știu unde era chestia aia. Și era o cutie de cola. Unde? În afiș? Colea, da, pe afiș. Da? Era ăla din Ioan, cei însetați să vină la mine, așa. Și pe cola scria Iisus Hristos. Nu cred. Caracterele de Coca-Cola. Da. Și de sus scria potolește setea pentru totdeauna. Și acum vorbim cu un prieten de-al meu care îl iubește pe Dumnezeu și e cu astea. Am zis, băi, de ce Cola? De ce nu Fanta? De ce nu Sprite? De ce nu apă tonică? La urma urmei, de ce Cola? Cola nu mi se pare că e bună de sete. E bună de sete dacă mergi pe Himalaya sau pe asta, în tabăra de bază, că primești o Cola după ce te-ai întors, dai oricât, în general $100. Da, cam atâta. Dar voi ce credeți? De ce Cola? De ce nu... Vrei să zic o blasfemie? Că pățesc și eu ca John Lennon aici. Da. Pentru că este singurul lucru pe lumea asta la fel de cunoscut ca Iisus Hristos. Poate da. Ia uite. Da, poate da. Asta e un atac împotriva lui Pepsi, de fapt. Da. Că și noi aici în România comunistă întâi am avut Pepsi și după aia Cola. Da. Și Cola n-am avut deloc. Nesul românesc se face cu Pepsi, nes tradițional. Așa. Da, românesc. Și doar cu Ken. Nu faci cu Cola niciodată. Nu. Nu ți iese, exact. Da. Nu se leagă. Da. Dar tu ai ajuns la o concluzie de ce Cola? Ai ajuns la o concluzie de ce Cola? Nu, încă mă bântuie. Am avut această viziune, vorbim cu el. Asta trebuie să fie. Deci nu e nimeni mai cunoscut. Coca-Cola, Beatles și Iisus. Da. Pot să mă iau pentru treaba asta? Nici Deci voi fi consideră că ți-ai luat. Pune bip pe toată frază. Pe tot segmentul ăsta. O lăsăm pe aia la altă, luăm bipurile. Aia e nevinovată prin comparație. Da. Cum să faci așa ceva? Păi, dar stai un pic, că n-am povestit noi aici, că trebuie să te întreb totuși. Trebuie să ne spui cum e la Masterchef-ul. Hai că au trecut ani, nu știu ce... Poate te mai cheamă ăștia, poate nu te mai cheamă, dar măcar în cunoștință de cauză. Mai duc eu, nu.
Groaznic, nu e groaznic. Sunt convins să mănânci toată ziua, mai ales. Păi da, era un exercițiu de supraviețuire, că trebuia să stai, odată trebuia să stai foarte mult în picioare și te dureau picioarele și ți se umflau picioarele și trebuia să, cine era deștept, să stătea cu picioarele în sus mai multă vreme. Eu nu eram ăla. Așa? Și nu trebuia să mănânci. Nu trebuia. Chiar și puțin. Chiar și puțin. Absolut toată lumea era super balonată pe, pe platoul. Era îngrozitor. Absolut sinistru. Dar trebuie să mănânci din alea, că n-ai ce să faci. Trebuie să iei o gură din fiecare. Poți să scuipi. Da. A, poți să scuipi după aia, da? Mă rog, dacă te filmează, na, nu, da, nu prea merge. Se supără și ăla, nu înțelege. Unele și... erau chiar mizerabile. Da, adică da, chiar să... da, merită o evacuată. Da, da. Okay. Da, să gătea și bine sau era așa de la... Să gătea și bine, da. Să gătea da, și bine. Ce lucruri bune, da. Da? Dar nu era ca și cum... știi, primeai o diplomă de absolvire a Institutului Ducasse. E un concurs de bucătari amatori. Ba, dacă mai departe ei fac ceva în viață, e rezonabil, dar nu ți se întâmpla nimic special, cred. Adică nu foarte mulți au reușit să rupă lanțul și să iasă din siajul emisiunii. Sunt câțiva care s-au făcut bucătari, dar nu pentru că au fost neapărat la MasterChef. Și pentru că erau pe traiectorie. Și da. Talent, da. Tu cu cine ai fost în ediția aia, în juriu? Am fost cu Samuel și cu Liviu Popescu. Și cu Liviu Popescu, da. Și cu Fodor, da. A fost, a fost amuzant. Nu, e, e foarte greu să înțelegi ce spune Samuel. Am mâncat de câteva ori la el. Da, zice, da, bine, zice bine. Zice. Da, acolo, în piața de gol, nu? Și da, 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 acolo. Bun, da, bun de tot. Mă rog, mai cipeam niște băutură din, din recuzită. Cu domnul Fodor, dăm voie să-mi închipui. Da, ne cam fugăreau pe acolo prin platou producătorii, da, 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 să nu mai furăm băutură. Răzvan este un tip foarte mișto, deci am avut niște întâlniri colosale cu Răzvan Fodor. Trebuie să recunosc acest lucru. Diverse continente, ca să zic așa. Da. Eu cu el mă țineam să nu râd. El are o tehnică clasică, uite, poate nu e frumos să spun asta, dar dacă vreodată sunteți într-o situație în care vă vine să râdeți și nu ar trebui să râdeți, puteți aplica tehnica lui Răzvan, care este aceea de a te ciupi de ce nu cred. N-ar trebui să te ciupi niciodată. Și a existat un asemenea moment, pentru că eram înainte de o semifinală sau poate chiar înainte de semifinală, nu mai știu, și era foarte tensionat momentul. Și fiecare aveam câte un speech foarte serios și angajant de livrat. Samuel, nu se înțelegea nimic oricum, lui i-au dat două fraze cel mult. Așa, da, da. Și greu a fost la mine și după aia era Liviu. Și Liviu se mai emoționa și se mai bâlbâia și oricum erau zile de filmare foarte lungi, 12 ore, 14 ore, în fine, era groaznic, foarte obositor. Și era foarte greu să te concentrezi și concurenții erau terminați și noi de asemenea și dădeam multe duble și, și totuși trebuia să păstrăm și aparența asta, că noi chiar vorbim cu ei și le transmitem ceva pe bune, ceea ce era, se întâmpla, dar dura. Și auzeam în cască vocea producătoarei care repeta textul și nu, cred că n-aveam prompter. Și Liviu trebuia să spună chestia aia. Și le spunea ce trebuie să aibă ei. Curaj, determinare, sânge rece. Și în momentul ăla m-am uitat la Fodor, Fodor s-a uitat la mine... Și amândoi am înțeles că Liviu ar putea să spună totuși sângerete. Sângerete. Era la îndemână, adică mi se pare firesc. Și totul s-ar prăbuși și niciodată n-am fi putut să recuperăm sobrietatea acelui moment. Chiar era important. Eu făcusem ce aveam de făcut, Liviu trebuia să încheie chestia asta și era important să nu o zbârcească. Și l-am văzut pe Fodor cum face ce v-am zis eu vouă, pentru a nu-l pocni râsul. Eu nu știu ce făceam, dar cred că m-am ținut și eu tare, de eram așa, foarte încordat și nu voiam să vadă nici concurenții care erau foarte aproape de noi. Și l-am simțit și pe Liviu că s-a oprit înainte de sânge rece și am numărat în gând și a spus sânge rece. Păi da, așa zic mănățenii la sânge rece. Sânge rece. Cimiș. Genial. Da.
Genial. Ce ai ieșit bine oricum. Coasă mai ai? Nu, nu, dar îmi place să cosesc. În continuare. Avea o mucosă. Știu. Deci, da, am venit cu ea din Austria, de la schi. Cu... De la schi? Da, da, am fost o dată am fost la schi în Austria. Așa, da, că e nasol. Cu a doua oară, cu coasa nu te-au mai primit. Mă, nu făceam schi, făceam snowboard și oricum am învățat acolo, aproape cu prețul vieții. Și... Nu, nu prea eram, dar voiam să eram cu unii care erau foarte bine pe pârtie și ăia se opreau din cabană în cabană, beau ceva, mâncau ceva, beau ceva, mâncau ceva și era extraordinar. La sfârșitul zilei erau praf, iar eu eram praf de oboseală, nu mai puteam să mă plac singur, eram cu mine așa. Și am încercat din rest puteri să învăț să mă dau pe snowboard. Era și sfârșit de sezon, nu era multă lume și mi-aduc aminte că am încercat să urc o pantă din asta de teleschi snowboard-ul și... Bine, ajungeam semi-târât sus, dar era o bucățică mai abruptă, după care urma o bucățică lentă care trecea prin fața unei cabane. Și era la sfârșit de sezon, se dezghețase zăpezile și era un sănțuleț așa prin care curgea apă. Și când am ajuns eu în vârful pantei, am zis, acolo o să cad. Și acolo am găsit. Dar nu m-a lăsat. Puteam așa și mergeam ca Superman. Cu mâna agățată de cârligul ăla, târât așa prin fața cabanei, după care renunțeam, mă duceam din nou jos, luam din nou teleschimul și am făcut chestia asta de trei ori și m-am gândit, Doamne, dacă aș fi fost în cabana, aș fi crăpat de râs. Da, da, da. Te-ai gândit că se uită, în cabana, da, care, da, se uită la tine. Da, sigur era. Era, da. Dar pentru ei mai mult am făcut-o decât pentru mine, da. M-am dus pe jos. Așa, dar... Da, stai, cu coasa, că de aici, da, plecați. Da, mă rog, ajunsesem acolo cu mașina și am găsit un sătesc de ăsta și sunt renumite. Ucecop. Toată lumea, toți săranii vorbeau cu mult respect. Și mi-am luat coasă, coadă, ascuțitor. Vine și tu mai la microfon, să calare. Așa, da. Tot ce trebuia. Nicovală din aia de voiaj. Eu au o nicovală mică pe care am fi în pământ. Da, și ciocan special de bătut cu asta. Da, și îți bați coasa la locul faptei. Da, da, da. Aveam toate alea. O tășcuță așa în care înțeleam asta, ciocanul de bătut coasa, nicovala, gresia. Șefii din cu ea la radio, adică? Da. Nu, na, nu, nu. Nu, asta, nu făceam nimic, am stăteam la țară. Excelent. Da, cam așa. Am înțeles că ai fost la film la un bărbat numit Otto. I-am fost, l-am văzut și eu, da. Da. Dar tu n-ai mărturisit până la capăt, pentru că el a scris. Da, eu n-am scris. S-a dat interviu. Stai un pic, că avem aici. Așa. Ce a zis domnul exarhul la finalul filmului? Că... Ok, eram toți plânși în sală. Da, exact. Tu n-ai zis asta. Deci de ce trebuie să... N-ai zis că ai plâns. Ai zis că filmul e bunuț. Da, și am plâns după puseu de indignare. Așa. Eu plâng foarte ușor, deși n-ai zice. Uneori și de bucurie. După puseu de indignare, provocat de faptul că filmul era prezentat drept comedie. Aia nu e comedie. Bun, sigur, eu am citit cartea lui Bachmann acum vreo 4 ani. Și există și un film suedez. Există un film suedez, care n-am apucat să-l văd. Exact, trebuie să fie. Și ăla e urât. E foarte urât personajul principal. Da, da, da. Un actor foarte urât. Da, aici lumea l-a văzut în primul rând pe Tom Hanks. Și abia după aia pe Ove/Otto. Că aici în filmul american e Otto. La suedez și în carte e Ove. Dar nu mi s-a părut nimic vesel la filmul ăsta. E o actriță mexicană. Cancă e, mi se pare, că joacă genial, mi s-a părut senzațională, dar filmul trist, adică toată lumea era lăcrămoasă. Da, era și jenă, așa. Da, te aprinde ăștia luminile, acum ce facem? Da, nu, toată lumea era cu ochii da. Roșii. Ca la o comedie. Mulți aveau ochelari de soare la ei. Oameni prudenți. Da. Îmi place că a trebuit să mărturisească el, ca să zici. Da, înseamnă că n-am spus-o la podcast. Da, la podcast tu ai vorbit despre film, dar ai omis partea cu am plâns, că te ține minte. Ok, da. Da. Greșeala recunoscută pe jumătate iertată. Da. Dacă o recunosc de două ori, se iartă de tot. Da. Asta, el l-a mai ieșit plâns și alte de la Vinetu. Cine? Răzvan? Da, de la Vinetu am plâns. De la Vinetu? Da, făceam concurs cine plânge de mai multe ori când moare Vinetu. Ok. Da, eram atât de proști încât citeam cartea din nou. Tu vreau să iei de la anticariat că e gata citită, știi cum se spune, da? Da, am vrut să punem toate aceste întrebări pentru că tu n-ai plâns la nimic? Ei, cum nu? Plâng. Acum și o să câștigăm campionatul și plâng de pe acum.
Mai stai un pic. Asta știu că mai stai un pic, că mai avem puțin. 11 etape să și nu, tare. Să nu plângi din alt motiv. Nu e cu fotbal, nu da. E... Da, știu. Nu, aici e o chestie. Nu, fotbal. Rotund, o să treci mai mult. Balon. Da, da. O să treci mai bine. Da. Serios, da. Mulțumit. Chiar m-au dat afară de la știrile. Adică nu m-am mai lăsat la radio la început. La matinal am încercat eu să prezint niște știri din sport și am încercat de 3 ori să prezint aceeași știre și de fiecare dată a fost greșit, pentru că nu înțelegeam că o echipă se poate bate, poate câștiga un meci, dar ratează calificarea. Da. Și din cauza asta am refăcut-o pentru noi. Răzvan, e ok. Lasă. Serioase, nu prostii. Superficial din sport. Asta e așa, un pic din Răzvan Exarhu. Da. Rămâne să descoperiți voi multe alte fațete. Că asta e, dacă vă uitați în cartea asta, e foarte interesant. Că și o carte despre tot, cum îi zicem, filmul ăsta, nu? A luat Oscar-ul. Everything Everywhere. All at once. Da. Așa sunt. Deci Răzvan Exarhu ia bucăți din viață și se uită după ele. Da, facem... ce putem, bă, la un moment. Așa. Și rimele ale cui sunt? Rimele de pe tricouri și din emisiuni. Păi sunt scrise, da, da. De, multe sunt și scrise de ascultători. Sunt ale ascultătorilor, da. Rimele, nu? Dar asta, de exemplu, asta e a mea și sunt mândru de ea. Și aia cu schiorii a fost tot a mea. Și am făcut-o de 5 ori, e tot a mea. Dar mă, Răzvanii, mă omori. Da, a fost frumos. Totul, povestea asta a început ca un joc, că m-am dus la Dragoș Olteanu, care e partenerul meu acum și prietenul meu și fost coleg de radio de multă vreme înainte să înceapă emisiunea și am stat noi, am învățat într-o seară, tocmai a apărut această perspectivă și zice, ce dracu faci? Ce fac eu cu emisiunea? Și... am găsit prostiile alea cu Don't Carry Me With A Little Sugar. Așa, mai în cap, așa cum americanul ăla, un american care pune vocile, e vocea Rock FM și i-am trimis chestiile astea. Mă urăște ăla când îi mai trimite ceva. E devastat. Și după aia am plecat de la Dragoș și nu am știut. Aveam numele, am Morning Glory și am zis, bine, mai vorbim. Și după aia când plecam, scrie Dragoș, Morning Glory, Morning Glory, nu știu ce, o rimă. Ceva. Și zic, i-am răspuns imediat. Și după aia, nu știu, toată ziua am ajuns la București. Așa am continuat să ne trimitem rime tâmpite cu Morning Glory. Și așa a început povestea. Dar am o beție care a continuat vreme de 5 ani. și cu aportul ascultătorilor, pentru că ele au apărut în viața noastră pe măsură ce... Da. A nu bea tot timpul, azi a venit cu mașina, da? Da. Da, deci, calm. Deci, numai dimineața. Ai... E orice fraier poate să bea seara. Așa, da. Să nu uităm, e principala. Adevăratele staruri rock. Și păi... salata băf. Ce cu ea? Nu se mănâncă, se îndreaptă. E un amănunt pe care oamenii nu-l iau în calcul. Nu se mănâncă. Nu spui, am mâncat salata băf. Greptat-o. Oricum mai face, da. Ceva e strâmb. Simt nevoia să... Nevoia de rigoare. Da. Răzvan Exarhu. Da. Mulțumim. Mulțumim. Da, și eu mulțumesc. Da. Bine că ai trecut pe la noi. Doamne ajută, da. E mult mai important așa. Dar era pe la cu Adam și Eva, când Eva era puțin așa întoarsă, știi? Și Adam îmi zice, ce mă, ce s-a întâmplat? N-am nimic la să mă face. Zi, fată, ce ai, că te văd cu fundul în sus. Așa. N-am nimic. Și, hai mă, te rog eu frumos, hai că n-are sens să stăm așa cu nervi până. Zi, ce ai? Auzi, mă, tu porți frunza aia pentru că ai... Puneți bip, nu? Da. Porți frunza aia pentru că ai mică? Mică comparativ cu cine? Sunteți la Vorbitorinci, încă rămas aici spiritul lui Lăzvi. Roșcatul. Eu zic că avea o cămașă ocru, deci probabil că de aici se trage. Da. Și s-a ocrit și lui. Asta este
multe bancuri pe care nu le vom putea spune niciodată. Nu avem cum, din păcate nu avem cum. Dacă vreți, veniți. E unul fioros. Veniți în privat și vi le spunem în privat. Și nici atunci sigur. Spuma filelor. Suntem la Spuma filelor. Salutare, Radu Paraschivescu. Te salut, Cătălin Striblean. În săptămâna următoare, nu? Cred că cealaltă. Vei fi la Timișoara, ai trei lansări de carte. Ei, trei. Era bine să fie trei. Nu ai trei, nu mai multe? Dacă stau să număr, nu mai știu, sunt șapte sau opt. Cred că opt. Ok. Da. Ok, bun. Hai să vedem că merită, deci, la Timișoara, este Bookfest? Da? Este Bookfest în același timp cu o parte dintre evenimentele circumscrise anului Timișoara, capitală culturală europeană, dar salonul de carte, că organizatorii insistă să spună că nu e un târg de carte, Gaudeamus e târg, Bookfest e salon de carte. Salon de carte Bookfest mă prinde acolo cu o serie de lansări pe 31, care este vineri, pe 31 martie. Dimineața o să am o înregistrare cu Robert Șerban la Piper pe limbă, emisiunea lui excelentă și longevivă. După care, în aceea zi, o să am trei lansări, una după alta, cu Sabina Fati, care ne-a fost oaspete aici, carte pe care am mai lansat-o deja de câteva ori, inclusiv la Chișinău, inclusiv la Târgu Mureș, în tot felul de locuri, Brașov. Pe urmă o să o lansez și la Timișoara pe Alexandra Furnea cu Noaptea în care am ars, jurnalul lui 66 este, ea trebuia să fie a 66-a victimă, ea într-un fel s-a întors de dincolo. Sabina este cu Călătorie pe urmele conflictelor de lângă noi, Alexandra cu această poveste a colectivului și a undei de șoc de după colectiv și a tot ce s-a întâmplat atunci în spitale, în politică, în tot felul de lucruri în care soarele și lumina lui erau tot mai greu de prins. Și în fine, de la ultima lansare din 31 martie va fi cu Gabriel Liceanu, cu Ce gândește Dumnezeu, o carte pe care și-a mai lansat-o. Și a fost prezentă a fost prezentă și cartea, a fost prezent și autorul și am lansat și cartea la Brașov, la salonul de carte și o să o facem și acum. S-a stabilit între timp Ce gândește? Cercetările continuă. Așa. Pe urmă, sâmbătă pe 1 aprilie, fără să fie pe păcăleală, o să lansez cartea mea, Podul Diavolului, care n-a avut parte de o lansare la Timișoara. Eu vorbesc cronologic, nu mă pun în față. Pe urmă o să fie lansarea cărții noi a Tatianei Niculescu, englezul din Gara de Nord, pe care am terminat-o astăzi. Citit, da? Povestea lui Bryan Spencer și vom vedea cine a fost Bryan Spencer, cine este de fapt și care sunt racordurile dintre el și istoria celui de-al doilea război mondial, racord prin tatăl său care a fost mitralior, pe un avion de luptă. Și în fine mai lansez ceva, mai lansez o carte a lui, o carte care se cheamă Pas de Deux și care este scrisă la două mâini și două creiere de doi prieteni din Timișoara, Viorel Marineasa și Daniel Vighi Săracu, care s-a prăpădit acum vreo 2-3 luni. Sunt doi oameni la care eu țin enorm și pe care i-am cunoscut la Cenaclu Ariergarda, deschis de Dani Vighi, am și fost de câteva ori. Pe Vio l-am cunoscut și am și participat la o lansare a lui la Caransebe. Sunt doi oameni, mă rog, vorbesc în continuare la prezent și despre Dani, doi oameni memorabili. Și tot pe 1 aprilie, dar dimineața, era să uit, am o lansare cu Vasile Popovici, fostul nostru ambasador la Lisabona, o carte de critică, o carte premiată a unui autor pe cât de bogat în nuanțe, pe atât de bun ca ținută și de demn și de principial, ceea ce sigur poate părea un moft în ziua de azi, dar nu e. Deci asta o să fie calendarul meu de Bookfest, iar pe 3 aprilie va fi prăjitura cea mare, deci o discuție cu Orhan Pamuk. Poți să-l întreb dacă e cel mai cunoscut scriitor din Turcia. Pentru cine n-a ascultat partea cu Răzvan Exarhu, vă rog. Da, aia este devastatoare.
Nu mai exact întrebare. Cum putea să facă ceva. Deci dacă alegi o panoplie de personaje... Da, te gândești cine ar fi ăla. Cine ar fi ăla să-i dea lui Pamuk așa? Să-i dea. Omul a zis că poate ține la urmă. După ce Pamuk tocmai luase premiul Nobel, adică el a venit la puțin timp după premiul Nobel. Bine. Uneori ești pătruns de... Depinde cu cine le faci, pentru că, de exemplu, dacă ai face o asemenea glumă cu Salman Rushdie... Cred că ar ține și ți-ar da și un răspuns. Asta ziceam. Da. Mă rog, sunt oameni și oameni. Ni s-a întâmplat tuturor să nu știm să calibrăm reacția celui din față. Nu... Dar e foarte drăguță întâmplarea. O să trecem imediat la cărți. Eu o să mai zic așa, astăzi n-am carte, dar am terminat reportajele... de la Super Scrieri și o să zic și eu între cărțile tale câte puțin. Vreau să zic așa, la început, băi, sunt absolut într-un fel mândru și mulțumit și în România încă se face presă. Foarte bună calitate și foarte bine și sunt oameni care au pasiune și care scriu și care găsesc subiecte și care reușesc să rezolve într-un text jurnalistic tot felul de chestiuni. Eu am știut că multora o să le se pară așa un pic incorrect că eu zic de niște reportaje. Au fost 62 de reportaje la secțiunea reportaj pe care am jurizat-o în primă instanță. Fac o nedreptate multora când o să pomenesc de unele reportaje, dar să știți că notele le-am dat, adică nu mai pot să umblu în ele. Asta e, s-a terminat jurizarea din punctul ăsta de vedere. Deci dacă pomenesc pe unele, nu înseamnă că se mai poate schimba acolo sau nu înseamnă că au fost printre favoritele mele. Dar am luat și eu așa câteva date. Există unul... despre David Popovici, Andreea Giuglea scrie foarte frumos Vara lui David și dacă vreți să aveți o imersiune, să-i spunem așa, în Vara lui David, vă uitați acolo. Oana Sandu are o întrebare formidabilă acolo și zice într-un text ce se întâmplă după o crimă în familie, ce se întâmplă cu copiii? Text viguros și foarte bine pus la punct și e o întrebare pe care nu ți-o pui niciodată. Și nu ți-o pui niciodată. Ea intră în povestea asta și se duce acolo și vede cazuri și vede situații și vede să te face ceea ce ar trebui să facă un jurnalist în astfel de situații. Sunt oameni care merg în tot felul de direcții, în tot felul de țări și în tot felul de, cum sunt Elena Stancu și soțul ei Cosmin Bumbuț, care filmează, înregistrează, fotografiază pe oamenii care muncesc în străinătate, cu tot felul de povești de astea absolut sclipitoare despre viața omului și despre cum mulți dintre românii noștri au fost împinși încolo și încoace de viață și unii au luat hotărâri bune și s-au descurcat și alții n-au făcut-o. Trebuie să-l citiști pe cel despre Badante, cred că așa se numește. Badante în Italia, să vedeți ce destine au femeile alea, de ce au ajuns acolo, cum se adună ele în cafeteria unui oraș și schimbă impresii despre viitor. O sumă de povești de la care, din punctul meu de vedere, ar putea să înceapă niște romane și o să vă mai povestesc din ele. Așa, pe măsură ce Radu mai strecoară o carte. Zic să-i dăm bătăi, cum s-ar zice. Eu încep cu David Grossman, Mierea Leului. Un eseu, nu e un roman, de obicei în colecția Babel a editurii Nemira apar romane, ăsta nu e un roman, e o poveste, hai să spunem, dar mai degrabă un eseu. A apărut, cum spuneam, la Nemira, colecția Babel, traducere foarte bună a lui Andrei Pogăceaș, fostul meu coleg de la Humanitas, care între timp cred că e la Corint, dacă nu mă înșel, dar traducerea asta apare la Nemira și este o poveste despre Samson. Este unul dintre personajele controversate, carismatice, misterioase, încărcate de simboluri din Biblie. Mierea Leului face aluzie la un episod în care Samson răpune un leu cu mâinile goale. Din leul ăla începe să curgă la un moment dat miere cu care vom vedea ce se întâmplă. Samson își hrănește familia și tribul. E pomenită și celebra scenă a dărâmării templului și a uciderii celor 300 de filistini. Firește că sunt pomenite femeile care trec prin viața lui Samson.
totul culminând cu Dalila și cu trădarea ei. E interesant că un personaj ca Samson a ajuns să fie până și subiect de cântece country. Deci, formația Middle of the Road, care cânta prin anii 60, început de anii 70, are un hit care se cheamă Samson and Delilah. N-ai zice, că, vine, că se preia inspirația, se preia un subiect și se preia un personaj de acolo din Biblie pentru a fi transpus într-un cântec country. De o carte foarte bine scrisă a unui autor, David Grossman, un autor important și care a fost nominalizat, premiat, nu nominalizat, cu Man Booker Prize, premiul Man Booker pentru literatură, Mierea Leului. Un eseu care îți trezește niște întrebări, te face să te întorci și la povestea lui Samson și la Biblie și să revezi un episod interesant și, repet, cu o doză de mister și cu niște simboluri deloc greu de descifrat. Asta ar fi editura Nemira, foarte bună, foarte bună carte. Nu e o carte mare, dar e o carte densă și o carte care îți pune un pic altfel reflectorul pe Samson, pentru că noi știm despre Samson că la un moment dat Dalila i-a tăiat pletele, în care stătea puterea lui. E, aici mai afli niște lucruri și e o carte, până la urmă, o carte de înțelepciune, care profită, care preia o figură importantă din Biblie. Te rog, continuă că mai ai cărți. Da, mai am două. Am tot citit în zilele astea. Javier Marias, Thomas Nevinson, Marias este autorul din studie titlul, așa. Este ultimul roman al lui Javier Marias, un roman mare de 600 și ceva de pagini, nu, 700, peste 700 de pagini, tradus foarte bine de Lavinia Similaru din spaniolă, un roman care apare la editura Litera. Ei au mai scos din Javier Marias. Asta este ultimul, este cartea pe care el a scris-o anul trecut. A murit anul trecut. E o carte scrisă în 2021. O carte mare care preia într-un fel personaje, Berta Isla, de exemplu, o preia dintr-un roman care chiar așa se cheamă Berta Isla. Ea apare aici, este soția acestui Thomas Nevinson, care este un agent secret și care este trimis de... Este un agent secret în slujba și a spaniolilor și a englezilor și este trimis de englez, de fapt, într-un orășel din nordul Spaniei ca să execute o teroristă. Atâta doar că nu se știe cine este terorista. Ce drăguț! O poveste cu trei femei care sunt stabilite toate în acest orășel din nordul Spaniei. I se dă numele, dar e un nume fictiv. Și fiecare are tipicul ei, tabieturile ei, două dintre ele au familie, au soț și copii, una dintre ele nu, una dintre ele trăiește singură, are tot felul de relații firește, are un restaurant care este al ei și totul se petrece, sau o bună parte din acțiune se petrece în acest orășel, cu ritmurile lui, cu personajele lui, unele pitorești, altele amenințătoare, altele misterioase, și ai în permanență întrebarea asta, ce fac totuși? Ucid o femeie, eu, bărbat, eu am ucis la ordin, am ucis bărbați. Femeia asta e o teroristă, da? Da, știu, eu am certitudinea absolută că pedepsesc pe cine trebuie, am certitudinea absolută că luând o viață fac ceea ce trebuie făcut, chiar dacă și terorista a luat alte vieți sau a contribuit logistic, n-a apăsat pe niciun buton, n-a tras, dar a finanțat, să spunem, un atentat sau mai multe. Sunt niște atentate care au existat, sunt atentate în care era implicată ETA, apare într-o parte a cărții, apare și IRA-ul, pentru că aceste teroriste aveau dublă comandă, sau cel puțin una dintre ele, spre care converg bănuielile. Și vom vedea cum se termină cartea asta. E o carte și de acțiune, și de introspecție, și de revizitarea unor episoade din istoria recentă a Spaniei și poate chiar și a Irlandei. Și un roman palpitant, dens, mare, și care câteodată așa aduce un pic cu John le Carre, care știm că a scris cărți
de spionaj, să spunem, dar care erau de fapt literatură pură. Aici Marias renunță la tematica lui obișnuită, renunță la romanul Oxfordului sau la alte, cred chiar la Berta Isla, și se duce spre zona asta a serviciilor secrete, a comandoului terorist, a pedepsei, a actului justițiar, fără să renunțe însă la înalta lui calitate literară. Și datorită la Viniei Similaru, cartea se citește foarte ușor, deși are peste 700 de pagini, și este o splendoare. Deci odată cu Marias moare, cred, cel mai important spaniol, scriitor spaniol și unul dintre cei mai importanti scriitori ai lumii. Hai să-ți mai zic despre două reportaje aici care cumva mi-au rămas în minte din zecile pe care le-am citit. Iarăși fac nedreptăți, sunt foarte multe, foarte bune, dar unul pentru că e un subiect atipic, școala de tractoriști. Și? Ia uite. Deci ce, o chestiune pe care nu spui problema niciodată. Am ales bine, sunt zeci de reportaje cu Ucraina, cu probleme complicate. Ești ce faci la școala de tractoriști? Și găsești, da, și găsești tractoriști. Și cine sunt oamenii care astăzi în lumea Instagramului și a Facebookului vor să mai facă tractoriști? Și dacă da, de ce? Și până la urmă, cine o să muncească mai departe în meseriile astea? Mai e vreo atracție față de ele? Cine sunt copiii? Dar profesorii care predau tractorul? Okay. Băi, și e absolut fascinant, pentru că te duci acolo și vezi câte destine și câte lucruri interesante poți să afli de la oameni pe care altfel, la care nici nu te gândești. Oana Filip a scris pentru DOR chestiunea asta. Mai e unul foarte interesant, deci în DOR, căutați DOR, publicație care nu mai există. Din păcate, aș zice, dar așa sunt drumurile vieții într-o societate care caută să fie totul repede înainte. DOR nu s-a mai, nu s-a mai regăsit cumva. În uite că culme, tot în DOR. Cred că am ales multe din DOR. Poate și un omagiu așa la final. Posibil, de ciclu al lor. Ana Maria Ciobanu scrie un text care se numește Fantomele adopțiilor internaționale. Și ea se duce în grupurile de copii care își caută părinții. Copii adoptați din acele lagăre ale anilor 90. Cei mai bătrâni știu povestea. Pur și simplu lagăre în care copiii abandonați sau cu diverse deficiențe erau ținuți de autoritățile române. Niște nenorociri sinistre în care mulți și-au pierdut viața și în care statul n-a putut să aibă un răspuns. În fine, și povestea e absolut uimitoare. Pentru ce reușește să facă? Îți spun eu un roman, de-aia pul și includ aici, pentru că ea însoțește un caz, pe lângă multele date pe care le adună și multele ramificații, al unui tânăr român, dar care a trăit în Belgia, adoptat de familie belgiană, care insistă să-și caute mama în România. Și o și găsește. Okay. Și o și găsește pe mama respectivă, numai că mama nu prea îl mai regăsește pe el. E o poveste întreagă, complicată. Dar ea merge pas cu pas și caută și stă acolo lângă căutările acestui om și îți dai seama ce nenorocire a fost asta în România numai din acest caz, dacă e să-l urmărești. Te uiți la el și zici, păi, așa ceva realmente nu este posibil. E o situație, știu, de aia, de roman, de lucruri îngrozitoare, dar asta e viață pur și simplu. Este viață pur și simplu. Această doamnă, domnișoară, jurnalist, stând lângă omul ăsta și urmându-i căutările, e mind-blowing, să spunem în engleză, și nu găsesc un termen acum în română. Stupefiant. Da. E... Și un om care insistă, nu să predă. Și spune familiei lui din Belgia, eu, cu traumatizând și relația de acolo și practic încheiând-o, spun, eu sunt un om de 30 de ani, dar trebuie să mă duc să aflu, pentru că nu cred ceea ce îmi spuneți voi. Iar când se regăsește în fața adevărului, nu poți să vă, trebuie să găsiți textul. E exact ca într-un roman și este viață, 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 pur și simplu. Sunt felii de viață. Foarte talentați autorii. Pentru mine e o rază mare de speranță și de când jurizez aici, cred că este al treilea an sau al patrulea, și sunt forțat practic să ies din mediul obișnuit, a ceea ce înseamnă presă de mare consum, televiziune, știu eu, site-uri care scriu pe scurt. Îmi dau seama ce generație talentată de jurnaliști și ce publicații sunt
Vice, Dor, Libertatea, Teleleu, sunt două publicații moldovenești, Oameni și Kilometri, și mai este încă una care îmi scapă acum de peste prut, asta vreau să zic. Da. Și multe ziare locale cu oameni care fac un lucru absolut extraordinar. Deci absolut extraordinar, și primiți toată simpatia și felicitările mele pentru ceea ce a făcut. Toți cei 60 și ceva de oameni pe care v-am citit eu, și urmează să vă dăm faza a doua. Da, da, da. O să vin cu premianții, când se dă gala, o să vin și poate o să facem o listă și la noi, sau punem un link și la noi, să vadă toată lumea cât de buni sunt unii oameni. Și încă na, secțiunea investigații trebuie să fie foarte interesantă. Da, secțiunea opinii. Că da. Da. Avem chestii foarte de calitate. Da, mi-aduc aminte, apropo de întâmplările astea, la un cu totul alt nivel, când m-am apucat și acum, 10-11 ani, de scris la Căutătorii de Povești, la proiectul de informatizare a bibliotecilor publice din mediul rural, mai ales din orașele mici, am scris, 4 oameni am fost, Vlad Petreanu, cum o cheamă, din Moldoi, Irina Păcurariu. Așa, Cătălin Ștefănescu și cu mine. Și ne-am plimbat prin țară și am descoperit povești. Da. Și am scris o carte, noi patru. Okay. Da, o știu cartea. Și Cătălin povestește la un moment dat, undeva în Ardeal, că e preluat de o mașină ca să fie dus nu știu unde, la una dintre biblioteci, e preluat de șoferul primarului, mi se pare, ceva de genul ăsta. Așa. El se așează acolo cu minte și primarul, ca subiect de conversație, îi spune: domnul Ștefănescu, să vă spun eu care e contradicția lui Nietzsche. Moment în care Cătălin a intrat în panică. Și i-a spus, mă rog, nici nu mai contează, dar ca fel de a deschide o conversație cu un șofer de primar undeva în Ardeal, să vină omul să spună care e contradicția lui Nietzsche. Da. Am scris un text pe blog, pe stimblea.ro, despre cartea asta acum 6-7 ani. Ah, ok. Da, e o carte reverență, așa, făcută familiei Gates, care a stipendiat, care a finanțat acest program Biblionet, a pompat, mi se pare, 27 de milioane de dolari, fără să revendice nimic în schimb, da? Pur și simplu a putut să o facă Fundația Bill și Melinda Gates. Și au avut 27 de milioane în cărți în România. În informatizarea bibliotecilor. În informatizarea bibliotecilor. Ce înseamnă logistică, sigur, aparatură, e mai ușor să zici despre ei că au și o conspirație, da, au făcut ei ceva. Da, asta era un fel de avantpremieră la vaccin, la 5G. Au dat cu cărți în oameni. Au dat cu calculatoare, în primul rând. Da, băiatule, da. Și tot acolo, mi se pare că tot la Cătălin, că el a avut subiecte nu foarte multe, dar foarte mustoase. Și la un moment dat, un cetățean fusese prins de o ninsoare undeva cu o carte luată de la bibliotecă, de fapt mai multe, a intrat într-un soi de blocadă, că a nins și l-a lăsat acolo în casă, nu mai putut să iasă omul, nici măcar să se ducă să-și ia țigări, și povestea că, fiind un fumător înrăit și neavând variantă, a fumat primul volum din Shogun. Ce a fumat primul volum din Shogun? Și a făcut țigări din toate paginile. Nu stă pe-n cap, da. Extraordinar. Da, și tot felul de povestea acolo. Tu ce părere ai de Shogun? N-am nicio părere, l-am citit la un moment dat, am văzut și filmul, recunosc că era obligatoriu aproape. Și cartea după? Da. Era aproape obligatoriu să vezi filmul. Și cum ți se pare? Hai să-i faci. E comercială, adică era o lectură răsfăț pentru vremea aceea, începutul anilor 80, mi se pare, da? Cred că atunci a apărut la noi, nu mai știu. Spre finalul anilor 80. Spre finalul anilor 80, filmul se vedea mai mult pe video, în circuit închis, filmul cu Richard Chamberlain. Tot atunci, cred că la mare modă era Vraciul, așa, un cărțoi. Da. Deci astea două erau cărțile despre care vorbea toată lumea, inclusiv cei care nu le citiseră. Shogun s-a dat la pungă cu mai multe lucruri. Păi și istoria religiilor, în Mircea Eliade s-a dat la pungă. Primul adică volum. Pentru cine nu știe și mai tânăr, să dădea pe lângă Shogun sau pe lângă asta, să mai dădeau 3 cărți care nu se vindeau. Sigur. Și le luai pe toate, da. Uh-huh. Dar Shogunul nici măcar nu era ieftin. Erau două volume. 100 de lei, cred. Deci Clavel scria masiv. Da. Și Vigelia e mare și Taipan, nu? Așa, da, că a apărut și Taipan. Și Taipan au apărut, toate, cred. Sau, mă rog, 3-4 au apărut cu siguranță. Da. În fine.
Bun. Și închei cu Giuliano da Empoli, magul de la Kremlin, la Humanitas Fiction, colecția îngrijită de, de fapt, mini-editura. Colecția este Raftul Denisei de la Humanitas Fiction, colecția îngrijită sau editura îngrijită de Denisa Comănescu. Traducerea e foarte bună lui Bogdan Ghiu. Dacă e al lui Bogdan Ghiu, evident că e foarte bună, pentru că el este unul dintre excelenții traducători din franceză și un om care e și un om de duh și un om care știe să vorbească despre limbă, despre cuvânt, despre literatură, despre multe lucruri. Ce e cu cartea asta? Giuliano Empoli este elvețian care are un nume italian și care a fost, și care scrie o carte în franceză pentru Gallimard, o predă în plină pandemie. Asta. El a fost și consilierul lui Matteo Renzi o vreme. E un tip foarte polifacetat, să zicem. Și cartea este un soi de roman. El e prezentat pe copertă ca un roman de o uluitoare actualitate și așa și este. Asta este un citat din France Inter. E roman, dar îți dă impresia că este un produs de non-ficțiune în care autorul îl ia la descusut pe un anume Vadim Baranov, sub care veți vedea cine se ascunde de fapt, este principalul consilier al lui Vladimir Putin, a fost numit Rasputinul lui Putin, da? Sau noul Machiavelli, mă rog, i s-au pus tot felul de, de etichete, și este povestea din interiorul puterii, povestea despre verticala puterii creată de Vladimir Putin, despre a treia Romă, despre noua Rusie, despre recuperarea a ceea ce fusese cândva URSS-ul sau Maica Rusie. E povestea felului în care Vladimir Putin ajunge la putere, dar nu numai asta, ajunge la putere pe urmele sau lăsând, ocupând spațiul lăsat de un Boris Yeltsin dezagregat total și bolnav și șubred și vulnerabil, și el încet încet se infiltrează, venind firește, cum știm, din lumea serviciilor secrete, din lumea KGB-ului, și începe să își pune în aplicare planurile. Dar e interesant că în romanul ăsta apar personaje, apare Ana Politkovskaya, ea sugerată doar ca nume, dar Boris Berezovski apare ca personaj. Mihail Hodorkovski apare ca personaj. Unul trăiește, celălalt nu. Berezovski a murit cu niște ani în urmă. E cu un parfum de credibilitate? Adică... Sigur. Are, da, este un parfum destul de puternic, de, de intens, de credibilitate, pentru că sunt lucruri verificabile, sunt lucruri care s-au întâmplat, este și povestea războiului din Cecenia, sunt perdele de fum, sunt, cum să zic, jocurile de umbre pe care Putin și oamenii lui le, le fac. Sunt toate promisiunile și... promisiunile către sine ale lui Vladimir Putin de a reabilita o putere în declin, pe care, firește, Occidentul a prăbușit-o cu niște complicități interne, pornind de la Mihail Gorbaciov și continuând cu alții. Dar e o carte foarte ușor de citit și foarte palpitantă și actuală, într-adevăr. Știi despre ce se întâmplă. Apare și Ucraina, bineînțeles, pentru că deja... Era Crimea, da. Da, era... Crimea este evocată și ea. Prin urmare, da, o carte pe care e bine să o citești, printre altele, pentru că e scrisă cu foarte multă inteligență. Deci, dincolo de stil, dincolo de eleganța frazei și a traducerii, e o carte deșteaptă. E o carte în care apare și Kasparov, firește, cu celebrul lui citat că diferența dintre democrația voastră și șah este că în șah regulile rămân aceleași dacă câștigătorul se schimbă. La voi regulile se schimbă dacă câștigătorul rămâne același în democrația de tip Putin. Da? Da, e o carte excelentă, scrisă cum trebuie, tradusă cum trebuie. Chiar mi-a făcut plăcere și am citit-o în două zile. Astea au fost cărțile de astăzi. Dacă n-ai nimic împotrivă, putem să tragem la poartă. Sigur. Sigur. Trasul la poartă este parte dintre pasiunile noastre. Fotbal și fotbal amuc. E un pic de supărare aici, că parcă Realul s-a mai gripat, parcă nu mai merge cum trebuie, dar ce să facem, asta e. Lazio a bătut Roma. Da, asta am spus la începutul acestui podcast, sigur, da. Dar... Bun, Realul a pierdut un meci ciudățel,
Da? Eu cred că nu a ajutat nici egalul, ba cred că nu a ajutat nici victoria. La victoria fi rămas 6 puncte, acum sunt 12, adevărat. Bun, dar... Sigur că e altceva, dar Barcelona nu pare dispusă să cedeze sezonul ăsta, se apără bine, atacă bine, Xavi a reușit să rodeze echipa. Un pic de noroc acolo la golul anulat al lui Asensio, care a fost offside, să recunoaștem. Da? Ceva asemănător se întâmplase un pic mai devreme la un CFR Cluj Rapid, când CFR-ului s-a anulat un gol pentru un offside mult mai mic, în minutul 92, la scorul de 2-2. Într-un play-off care e palpitant, mai palpitant ca în alți ani. Dar aici, da, Realul a pierdut cu un gol marcat în minutul 92, dar asta e, după ce marcase prima printr-un autogol al lui Araujo. Chelsea a făcut un 2-2 prăpădit, spun asta pentru că Real joacă împotriva lui Chelsea, un 2-2 prăpădit cu Everton. Inter a pierdut, nu? Sau n-a pierdut? Ba da. Ieri aseară cu Juventus? A pierdut. A bătut Juventus 1-0, da. Așa, cu Kostić. Golul lui Kostić. Milan a pierdut la Udine. Udineze 3-1. Deci echipele din Liga Campionilor. Bayern a pierdut la Leverkusen. Deci sferturile astea care se vor juca pe 11-12 aprilie sunt prefațate destul de prost. Singura care tropă este Napoli, care a bătut la Torino 4-0 și care e campioană. Adică, matematic încă nu e încununată, dar e campioană de mult, de multe etape. Ce chestie să câștige Napoli campionatul? Sau îl va câștiga, da, clar, pentru că sunt câțiva jucători acolo. Kvaratskhelia a fost cumpărat cu 10 milioane de euro de la Dinamo Batumi și acum dacă vrea să-l vândă Napoli acum, ia camioane de bani pe el. Kvaratskhelia era o poveste interesantă pentru că el juca în Rusia, s-a dus acolo, e considerat unul dintre cei mai buni din generația lui, viteză sau tehnică în regim de viteză, cum ar spune fotbaliștii. Da. El s-a dus în Rusia. Da. Știi? Că și când s-a terminat treaba în Rusia cu război, a venit la o echipă, la Batumi. Dinamo Batumi. Care nu e fosta lui echipă, dar au zis, domnule, hai să ai jocuri în picioare, că tu ești foarte bun. El ar fi vrut să meargă în străinătate. Și s-a explicat că las că pleci mai bine de aici, din Georgia. Și a plecat. Așa a ajuns. Napoli. Da, el este marea vedetă. El cu Osimhen, marele vedete de la Napoli. Napoli care mai are niște jucători interesanți acolo. Are și un jucător din Kosovo, atenție, că avem de jucat cu ei, cu naționala lor. Dar noi credem că noi avem impresiile astea că e Kosovo slabă la ceva. Nu, eu n-am impresia asta. Cred că o să fie greu. Kosovo este peste noi, dar noi avem. Noi trăim într-un film din ăla, că noi suntem echipa din 94. Nu suntem, nu avem nicio legătură. Noi suntem un pic peste Andorra, adică să ne lămurim. Poate și peste Bielorusia. Nu reprezentăm nimic în fotbal, deci vă zic cu siguranță. Deci să nu aveți vreo pretenție. Nu. Adică la cât s-a furat și la cât nu s-a muncit în această situație... Calificarea ar fi o mică minune. Da. La ce? La orice. Deci astea sunt sferturile, că noi despre asta discutăm. Sferturile de finală sunt Real Chelsea. Câștigătoarea joacă cu câștigătoarea de la City Bayern. Greu al naipii. Da, Chelsea pare condamnată, dar nu știi. Nu știu, Chelsea a mai servit surprize Realului acum 2 ani. La un moment dat, și echipa asta trebuie să-și revină. Adică Potter, sigur, a introdus o schimbare foarte mare acolo. Da. La un moment dat lucrurile se pot roda. Mai sunt câteva zile până la meciurile alea. Da. Chelsea este instabil, adică a lipit la un moment dat 3 victorii și pe aia a terminat 2-2 la Everton, ceea ce nu e o mare performanță. Are niște jucători buni, nimic de zis, dar pare mai slabă decât celelalte 3, decât Real, City și Bayern. Și probabil că și este mai slabă. Dar asta nu exclude un rezultat bun. Bun, dincolo, Madrid, sigur, e favorită. E favorită, da. Asta din experiență. Favorită, mai ales că acum și-a luat și de grija campionatului. Da. Și-a luat-o. Și Ancelotti e condamnat să câștigi ceva dacă vrea să rămână. Asta nu va mai fi ținut. Da. Până, el a vorbit deschis despre asta. Okay. Săptămâna asta în conferința de presă a zis, sigur, trebuie să câștig, dar eu fie cupa, fie campionatul, dar eu sunt obișnuit cu presiunea. Cupa nu mai e de actualitate. Nu, Liga. Liga, fie campionatul. Da. Sigur, sunt mulțumit și cu 3 luni și cu 3 ani dacă mi se dă. Am spus că vreau să stau pe viață. Dar există zvonuri destul de concrete că îl pregătesc pe Tuchel pentru
pentru voi. Da? Da, ci că Tuchel deja învață spaniolă, vedem. E genul de schimbare pe care Perez o va face. Da. Da. Și Tuchel nu e un antrenor. Nu e rău, nu. Nu e un antrenor, e un antrenor galonat, e un antrenor mai tânăr. Eu sunt curios cât o să reziste Galtier, la cât mai stă Galtier la... Sezonul ăsta cred că a fost de ajuns. Atât. Nu. Da. Da. Așa. Nu, Galtier a fost adus pentru că știe să bată cu pumnul și ce să vezi, nu a mers nici tura asta, dar grupul ăsta... El nu-i pește, adică... Grupul ăsta de băieți trebuie spart, adică își înțeleg că pe Neymar îl trimit acasă. El oricum e accident. Acum. Da, da, oricum înțeleg că-l vând și dacă mă întreb, cred că nici Mbappé nu se simte tot confortul lui acolo. Cred că l-așteptați cu dragă inimă să se repare. L-așteptăm de vreo 2 ani. Da. Și părea foarte aproape la un moment dat. Dar a intervenit gazul din Qatar, asta a fost problema noastră. Ni Simone Inzaghi, apropo de cealaltă jumătate, ni Simone Inzaghi nu se simte foarte bine la Inter. Am impresia că și lui se pregătește ceva. Bă, mie mi se pare oricum o performanță că Interul joacă sferturi aici. Interul joacă sferturi, da. A avut o doză bună de șansă cu Porto în optimi. Da, Porto Benfica e o echipă peste Inter și antrenorul ăsta este un spectacol, acest Roger Schmidt. Așa, un antrenor care a jucat fotbal la amatori, dar s-a dus la școală și a vrut să fie inginer. Uite, aici m-ar critica domnul Săpunaru, care zice, dar ce fotbal a jucat mă ăsta, Roger Schmidt ăsta? Ce știe el să facă? Iată. Da. Și-a făcut o frumusețe de echipă acolo la Benfica. A făcut așa, deci a antrenat la amatori, a și zis că lui trebuie și un post de inginer unde s-a dus el, după care s-a dus în Liga a doua, uite în scap acum echipa la care s-a dus, după care a fost adus la Mainz, la celebra chestie făcută de Red Bull, care are pe toate continentele făcute lucruri cu Rangnick, acolo a lucrat. Așa, și după asta a ajuns după Salzburg, cred că a fost în China, la Eindhoven, și acum e la Benfica. Benfica, una dintre surprizele ediției, mă rog, nu pentru mine, eu ți-am zis, aici am zis că mie mi se pare că Benfica va câștiga Liga. Mă, sigur că e un pronostic hazardat. E mult pentru că de dincolo îți vin niște balauri. Dacă ajungi nu zic, Benfica poate să bată și pe Inter și pe Milan și pe Napoli, cred că Napoli se joacă greu, dar... Dincolo vine infanteria grea, vin elefanții. City și cu Bayern sunt doi echipe. Și cu Bayern. Aproape mie îmi displace că au picat în faza asta competiției. Ai fi preferat să pice City cu Real și Bayern cu Chelsea. Cum să zice că, știi, există suspiciunea asta conspiraționistă cu bile calde, bile reci. Da. City trebuia să joace cu Inter sau cu Milan, Bayern trebuia să joace cu cineva și uite că s-au împărțit greu. Acolo e foarte greu să nu ajungă o echipă italienească în finală. Singura care se poate opune e Benfica, care are Inter în sferturi și care va juca, dacă se va califica, împotriva câștigătoarei de la Milan-Napoli. Bănuiesc că Napoli, nu știu niciodată. Între City și Bayern? Da, cred că City se va duce. Așa mi-e impresia. Monstru. Nu numai cu el, dar echipa mi se pare mai în formă decât Bayern, nu pentru că Bayern a pierdut acum, nu mai știu, la Leverkusen mi se pare, a pierdut cu 2 penaltiuri, al doilea penalti dat după VAR, pentru că inițial arbitru dăduse cartonaș galben pentru simulare. De 2 ori înțeleg că s-a petrecut asta. Spunea Andrei Niculescu că de 2 ori a fost aceeași fază, 2 galbene pentru simulări, s-au anulat și s-au dat penalti. Pe al doilea îl țin minte, pe primul știu că a fost penalti, dar nu știu că a fost tot cu simulare. Mi se pare mai închegată City, chiar dacă are 5 puncte în urma lui Arsenal, nu? Da. Parcă așa, dar mi se par mai lucrați oarecum, dincoace observ eu mici diferențe de randament față de anii trecuți, parcă și la Kimmich, parcă și la Goretzka, parcă nici Davis nu mai e cel care era odată. Acum, sigur, Musiala a crescut, au mai crescut și alții, Gnabry nu mi se mai pare la nivelul la care era. Dacă ar fi să pariez, așa, primitiv și empiric, aș paria pe City.
Asta e tătăiță Mueller, ce mai faci făcând el? E acolo, da, el își face treaba, e una dintre rotițele obligatorii. Nu, baia nu e echipă rea, e echipă greu de abordat. Dar City mi se pare mai un pic peste. Uite, hai să zicem și asta, l-ai fi schimbat pe Haaland după cele 5 goluri? Eu nu. Eu nu, da. Pentru că l-aș fi lăsat să bănuiesc că pe la al treilea sau al patrulea gol eu fi zis cineva, pentru că sunt doi pe lume care au reușit să marcheze de 5 ori într-un meci. Și l-aș fi lăsat în pace. Pur și simplu l-aș fi lăsat. Eu nu-mi dau seama dacă reacția lui a fost o reacție de tristețe, de furie când a fost schimbat, nu mai știu. Dar l-aș fi lăsat, pentru că era clar într-o zi de grație, într-o zi în care, cum se spune în fotbal, îl caută mingea. Nu caută el mingea, îl caută mingea pe el. La două goluri l-a căutat mingea. Noi nu știm realitățile din echipă, nu știm exact de ce l-a scos, pe câte planuri poate să gândească un antrenor. Da. Iar Guardiola e unul dintre gânditorii. Care gândește pe niște planuri pe care noi nici măcar nu le atingem. Da. Răspunsul lui mi s-a părut sincer. Dacă acum la 22 de ani de boară recordul ăsta, după aia ce mai... Ei, are el ce face. Adică are o foaie de drum care înseamnă cel puțin încă 10 ani la nivel... foarte ridicat. Da? Cred că gestionarea mentală a unor jucători e mare parte din calitatea antrenorilor moderni. Nu știm ce scrie în fișele alea. Dar nu-l superi dacă îl scoți după 5 goluri, că nu l-a scos pentru standing ovation. Nu l-a scos în minutul 89. Să spui, domnule, ca să aplaude numai pe el. L-a scos mai devreme. Da? Poate niște rapoarte psihologice de acolo arată că Haaland crește din frustrare. Sau că se încarcă cu frustrare. E riscant, e cu două tăișuri să fructifice așa ceva. Oamenii ăștia sunt evaluați până la firul părului. Mai bine decât noi, în orice caz. Nu că l-aș susține pe Guardiola. Sigur că e o decizie interesantă la care va da explicații toată viața, că dacă ăsta nu mai apucă să dea 6 goluri într-un meci... Da, îi se va întoarce în freză direct. Îi se va întoarce lui. Pe de altă parte, Haaland mai are 13 ani de jucat, dacă nu apare... Da, știu, asta spun. Dar cred că lăsa, adică de ce există recorduri, ca să le dobori. Și dacă se poate cât mai repede și firește cu mijloace legale. În orice caz, acolo este ceva ireal, adică... La Haaland? Da. Da. Și în modul în care... E o plăsmuire. Da. Oarecum ieșită dintr-un incubator care nu-i la îndemâna multora. Da. E un cyborg. Bun, sigur, ăsta e clișeu, este talent, așezare în tren, tot ce vrei, mingile sar la el pentru că calități el este acolo, fizice, trebuie să fie. Calități fizice. Dar mai e ceva. E o echipă care e croită să aducă mingea acolo. Da. Păi de asta mi se pare peste Bayern la ora asta. Da. Nu doar pentru că există acolo un Haaland, dar mă uit la ceilalți, mă uit la Bernardo Silva, mă uit la Mahrez, mă uit la Foden. Ei pot să joace sau să nu joace, pot intra pe parcurs, mă uit la Gündoğan. Ui la mulți, da? Grealish, am și uitat de el. Și era un jucător. Grealish joacă bine. Da, joacă bine de la o vreme, da. Deci e echipă cu variante și în apărare, adică mi se pare o echipă peste Bayern la ora asta. Dacă le luăm la ăștia campionatul, s-ar putea să le luați. Putem să nu mai câștigăm un an. Câte etape mai sunt? Enorm de multe. Cât? 5? 11. 11? Da, ca în Spania mi se pare. Foarte greu. Da, e greu. Foarte greu. Deci Arsenal cu și banca aia foarte scurtă. Acolo e problema. Are de ridicat un munte. Acolo e problema. Bine, a intrat băiatul ăla Nelson care ne-a scos cu Bournemouth. Dom'le, ce știa omul ăla? Da. Ce știa el să dea mingea printre picioare? S-a schimbat totul acolo. Dar oricum vor fi sferturi frumoase cu 3 echipe italiene din 8, da? Cu 2 echipe din Anglia și cu una din Germania, Portugalia și Spania. Catenaccio, crezi că mai știu ăștia? Cine? Italien? La cine te referi? La Italien. Crezi că mai știu Catenaccio? Asta a dispărut de mult moda asta. Da, adică din 2010, de când Mourinho a câștigat cu Inter și a fost în meciul ăla cu Barcelona, știu. A pus 3 autobuze. Oroare, și... da. Adu-ți aminte de Atalanta lui Gasperini, de când a venit Atalanta acum în prim plan. Ce, Atalanta ți se pare că joacă un Catenaccio? Păi nu, tocmai. E una dintre echipele frumos. Care au dizolvat Catenaccio-ul, adică ei au scoruri de astea 7-2, 5-3, 3-3 cu Lazio, când se întâlnesc cu Lazio este festival de obicei, 2-4, 6-1, astea sunt. Mai fac și cât un 2-0 din când în când, dar e una dintre echipele pentru care Catenaccio nu există. Am vorbit mult astăzi, te invit să vorbim încă un pic de Florența, dacă se poate, Firenze, să facem un boarding pass aici.
către Firenze, oameni buni, ai zis tu, hai că să zicem două vorbe despre Firenze. Da, e foarte greu să spui două vorbe doar, pentru că este un oraș seducător, un oraș încărcat de istorie, de cultură, de renaștere, în primul rând. Este centrul nervos al renașterii, un oraș prin care au trăit sau au trecut Machiavelli și Michelangelo, Da Vinci și Donatello, frații de la Robbia și Gian Bologna. Apropo, Gian Bologna, marele sculptor este Jean de Boulogne, deci el nu e italian și a italienizat numele, la fel ca Mathieu Cointrel, care a devenit Contarelli când a cumpărat o capelă în San Luigi dei Francezi, capela pictată de Caravaggio. Da, Florența este o splendoare de oraș în care sigur că există câteva bife obligatorii de tipul ufiții. Ufiții înseamnă offices, adică acolo erau serviciile administrative ale orașului, unde ai de văzut o mulțime de capodopere. Lângă ufiții se află signoria, care este fosta primărie, unde ai o sală a congreselor, a consfătuirilor, a locului unde se întâlneau mărimile din oraș. Este și o statuie a Victoriei a lui Michelangelo, tot acolo în sala aceea, care este ceva splendid. Ai amprenta lui Giorgio Vasari acolo, în signoria și nu numai. Ai, pe urmă, de partea cealaltă a lui Arno, ai Palazzo Pitti și grădinile Boboli. Palazzo Pitti iarăși este un muzeu absolut fenomenal, iar între Uffizii și Boboli se află Ponte Vecchio, pe care este la mijloc un bust al lui Benvenuto Cellini, marele sculptor și bijutier, și deasupra lui Ponte Vecchio există il Corridorio Vasari, de unde se poate trece. Era un drum secret, chipurile, sau privat pentru familia Medici, de la Uffizii la Boboli. Și mai ai, în Oltrarno, de partea mai puțin populată și mai puțin spectaculoasă a râului Arno, ai Santa Maria de Carmine, o biserică în care se găsește ceva absolut somptuos, Capela Brancacci, cu tablourile lui Masaccio, da, și a lui Masolino, care este maestrul lui. Cum povestești, îmi vine să te provoc să-mi spui și, cum le zice, bufetăriile dintre clădirile. Sunt mai puțin importante. Da, sunt niște gelaterii somptoase. Da, sunt niște gelaterii somptoase. Una dintre ele, cea din care m-am aprovizionat, în ciuda beteșugului, este lângă Biserica Or San Michele, care este o biserică foarte frumoasă, care înainte era era piață de semințe, de cereale, și care pe din afară are niște sculpturi semnate de Donatello, de, cum îl cheamă pe cel cu cupola domului, doamne, Brunelleschi, de Ghiberti. Tot Ghiberti, Lorenzo Ghiberti, este cel care a lucrat porțile domului, sau ale baptisteriului, nu, și-a lucrat 39 de ani la porțile acelea. Acolo, în centrul Florenței, avem o copie. Porțile adevărate sunt la Muzeul Domului, care este la un minut, două pe jos, și tot în muzeul ăla, la un loc cu Verrocchio și cu alți mari artiști ai Florenței, există ceva cutremurător, ăsta e cuvântul, ea se cheamă la Maddalena Penitente, Magdalena Penitentă, făcând penitență, este o magdalenă din lemn, făcută de Donatello, la care te înfioară. Simplu contact cu opera aceea îți produce suspine și fiori. M-am uitat în vechea noastră carte, cea despre renaștere, scrisă de Alexander Lee, Renașterea cea urâtă. El e specialist la Oxford, e specialist chiar în perioada renascentistă, și spune așa că Florența a fost un oraș bogat de secole. Sigur. Adică e un oraș care a adunat foarte mulți bani și foarte multă populație, și de pe la 1300 ei au început să fie liderul mondial a industriei țesăturilor. Și erau comparabile atunci, în anii aceia, cu orașele mari ale lumii, cu Parisul, cu Roma și așa mai departe, adunând populații care numărau și 60.000 de persoane, ceea ce era foarte mult pentru vremurile acelea. Industria asta a adus foarte mulți bani în Florența. De aici, capacitatea
boierilor, să le spunem, dregătorilor locali, de a construi toate aceste opere de, de artă. Și, mă rog, el descrie acolo drumurile pe care Michelangelo le face în oraș, care era starea orașului la 1491. Și spune, e și casa lui Michelangelo, tot acolo, lângă Santa Croce. Lângă... Să știi că a trecut prin toate perioadele alea de Ev Mediu, adică cu tot ce înseamnă asta, pentru că, de exemplu, Michelangelo descrie casa sa la anii respectiv din Florența, înconjurată de piles, cum să le spunem, mobile, nu? Mobile, da, mobile, da. Grămăjoare, grămezi de, înțelegi, de excremente, da, care așa erau în perioada Evului Mediu, stăteau peste tot acolo, ci în ciuda acestei construcții mirobolante, artistice, plătită cu bani foarte mulți pe care oamenii orașului aveau, orașul trecea prin aceleași vătămări ca tot Evul Mediu. Da. Dar este un oraș colecție și de colecție, adică ai biserici de tipul San Miniato, care este sus peste piațele Michelangelo, unde este una dintre copiile după David al lui Michelangelo. Atenție, adevăratul David este în galeria de la Academia, ăla. Restul sunt copii și în piața de la Signoria e o copie. În piața de la Signoria există Logia dei Lanzi, unde este o splendidă sculptură a lui Benvenuto Cellini, Perseu cu capul meduzei. Ce mai lângă gară, Santa Maria Novella, unde ai iarăși de toate, inclusiv Botticelli, inclusiv o vază care ar fi aparținut, un vas vechi care ar fi aparținut lui Michelangelo, ai o mulțime de lucruri, capele medicee care trebuie văzute neapărat în sacristia nouă, unde sunt sculpturile alegorice ale lui Michelangelo, Răsăritul și Apusul, Dimineața și Noaptea, ele fac parte din niște ansambluri funerare. Ce mai este? Palazzo Medici Riccardi, este iarăși interesant, și Chiesa de la Santa Croce neapărat. În fața ei este o statuie a lui Dante și pe socul ei scrie A Dante l'Italia, deci Italia îl omagează. Iar înăuntru, în Chiesa de la Santa Croce, sunt tot felul de lucruri fabuloase, cenotaful lui Dante, mormântul lui Rossini și mormântul lui Michelangelo, făcut de Vasari. Și legenda spune că Michelangelo a vrut să fie îngropat acolo pentru ca în momentul când se va ridica din mormânt să se uite direct la cupola domului, făcută de Brunelleschi. Este cea mai mare cupolă din lume, făcută doar din cărămidă. Deci este un oraș absolut seducător. Muzeul Bargello, care este doar un muzeu de sculptură și unde îl găsești pe Giambologna cu multe exponate, dar și lucrări de ceramică, vase făcute de frații de la Robbia. Deci este o poveste întreagă. Există în Palazzo Vecchio o frescă sau o pictură a lui Vasari. Să bănuiește și să cam știe în momentul ăsta că în spatele ei este un Leonardo. Au venit cu niște sonde, știi, speciale, pentru că aveau această informație probabil din niște arhive. Au băgat sondele alea în 6 puncte și au descoperit că Vasari a construit un perete peste. Bine, Vasari e prezent peste tot în Florența și în Italia, în general, și în Pisa, în toată Toscana, de fapt. Și, mă rog, acum nu puteau să-i strice opera omului. Așa că au lăsat-o. Știu că e acolo, nici ei nu știu exact ce să fac. Oricum a fost scandal mare. Da. Asta s-a întâmplat cu vreo 10 ani. A fost scandal mare numai de la faptul că prin pictura lui au trebuit să bage sondele respective ca să vadă în spate, ceea ce sigur că strică niște lucruri. A fost o dezbatere în Consiliul Local. S-a venit cu niște experți să se vadă în ce puncte ale picturii poate fi introdusă astfel încât să nu denaturez foarte tare. Experții nu au fost mulțumiți de punctele alese pentru că nu le spuneau exact. Asta ca să vezi. Că spun asta pentru ce înseamnă, de fapt, Florența cu toată adunarea de cultură. Și cu toate marele familii. Să ne gândim la familia Medici, să ne gândim la familia Pații și la conspirația Pații, care a fost un episod sângeros din istoria Florenței. Să ne gândim că această piață de la Signoria, care este una dintre cele mai frumoase din Europa, este piața în care a fost ars pe rug Savonarola. Adică noi vedem acum latura catifelată și turistică a orașului. Orașul ăsta, pe lângă amprenta lui culturală enormă, a fost teatrul unor mari sălbăticii. Și unor lupte de clase sociale. Dar este un oraș absolut fascinant.
Și mai are și cofetăria la Dure acolo. Da. Și cu asta fiind spuse, v-am spus că știu eu cofetărie. Da, da, la Dure. Chiar două. Și cu asta hai să mergem un pic la masă. Radiografiile sărbătoresc ziua maghiarilor de pretutindeni, da. Și prietenii noștri de la războiul de 100 de ani ne-au invitat să la mergem Băcănia Veche. La Băcănia Veche, la Marius Todosiei, și de aici încolo o să vedeți voi ce s-a petrecut, că e absolut magic. Salutare, bine v-am găsit. E o zi excepțională, da. De primăvară, după cum puteți să vedeți minunat, aici. După cum vă puteți uita. Irlanda, da. Scrie pe tine, deși... Da, nu e chiar Irlanda. E și Irlanda, e și Celtic. Da. E și o bucată din steagul, de fapt sunt două bucăți din steagul Ungariei. Ungariei, da. Ăsta e și motivul pentru care suntem astăzi în stradă și pe drum și facem niște radiografii speciale. Da. Este am ieșit în stradă, da. Atunci când filmăm noi, este 15 martie, ziua maghiarilor. De pretutindeni. De pretutindeni. Știi că ei au trei zile naționale. Una e a Sfântului Ștefan, una e ziua națională și 15 martie, din ce știu eu, nu știu, s-ar putea să, nu știu bine, dar parcă așa știu că e ziua maghiarilor de pretutindeni. Și atunci, da, așa se cheamă. Da, da, da. Și atunci, la radiografii, prietenii noștri de la războiul de 100 de ani așa. Ne-au invitat să facem lucrul la care ne pricepem cel mai bine. Să mâncăm. Să mâncăm. Și să vorbim în timp ce mâncăm despre mâncare ungurească. O să mâncăm gulaș sau guiaș, trebuie să stabilim. Gulaș sau guioș. Guioș, așa. Guioș. Așa ne-a spus mie cineva care e biling și care e născut în Ungaria. Guioș. Da. Guioș. Am citit că guioșul se transformă foarte ușor în papricaș dacă îi adaugi, adaugi găluștele respective. Sunt un pic de variațiune pe aceeași temă, dar papricașul poate să fie de pui, poate să fie pe când guioșul e de vită. M-am citit pe internet, asta m-a surprins pe mine, deși eu știu că nu e așa, există gulaș de porc, sunt mulți oameni care fac așa. Bun. Nu prea înțeleg în eu, Polonia, e o adaptare... În Polonia o să prinzi gulaș cu cârnați, deci acolo cred că și compotul... Și prăjiturile și frișca trebuie să aibă cârnați. Am fost odată și m-a siderat oferta culinară de acolo. Ea ne fiind rea în general, dar fiind ceva adaptat pentru frig. Acolo în Polonia în principiu e frig, mai ales din septembrie-octombrie încolo. Dar am mâncat cârnați și la prietenii noștri maghiari, adică și niște cârnați excepționale. Eu știu, eu abia aștept să mă duc la Timișoara la sfârșitul lunii, pentru că una dintre borne va fi o vizită la Andy Herzeg. Care este, tine, care este și maghiar și campion la cârnățărie în așa regiunea Timișoara și nu numai este, a mai fost, am testat, este ceva cosmic. Da. Exista un campionat de cârnați făcut de, există un ziar de limbă germană în Timișoara, am uitat cum îi spune, și ei au făcut ani de zile campionat de cârnați. Au întrecerile astea ale lor, poftiți vă rog, sigur nu e nicio problemă. Da, și dumneavoastră, sigur, contează că se filmează, da, bun. Nu-i problema e asta. E democrație, da. Suntem la Băcănia Veche. La Băcănia Veche, la Marius Tudosiei, da? Exact. Și scrie aici pe partea asta unde filmează colegul nostru care nu există, scrie ceva. Și care nu se vede niciodată și care primește croasante. Da, exact. În temeiul inexistenței lui. Ingrediente mereu proaspete, știm ce la vinuri locale, comfort food, cazul nostru, deci vom merge... Deci e locul ideal. Pentru că Marius Tudosiei gătește pentru războiul de 100 de ani toată echipa de acolo, gătește gulaș, așa că hai să-l revedem. Bună ziua, bine v-am găsit. Bună ziua. Salutare, bine ați venit. Bine, nu ne-am mai văzut de Marius. O grămadă de vreme. Ce faci? Tânăr înfloritor, încerc să țin fără barbă, focusul acum fără barbă. Barbă acum fără e mâncare de regim ce e ai tu acolo. Regim, dar regimul este de exterminare. Bă, băiatule, deci noi avem la locul potrivit. Da, deci am dreptul din paprika. Ai dreptul din paprika? Dar acum trebuie să îi fac finalul, că... Aha. Știi, am senzația că în cazul mâncărării la restaurant niciodată nu-i destulă paprika. Okay. Uite cum face acolo, brobonele bolborosește. Bolborosește. Da? Deocamdată, Timi. Dar totuși tu vrei să spui că e convingător, aș zice. Da, da, da. Marius, vrei să spui că e foarte iute? Nu. Nu. Asta pentru că aici în sud avem... Oamenii trebuie să și mănânce. Un consum limitat de iuțeli. Da, da, totuși am o opțiune foarte bună. Ok. O paprika din asta iute. Aha. Pe care o presărăm pe deasupra în caz că cineva vrea să își iuțească viața. Deci numai dacă vrea omul, altfel nu, nu-l oblig. Dacă eu fac curăț la... Mie îmi plac, dar transpir.
Am mâncat la un moment dat undeva în Ardeal, a făcut cineva un gulaș de... Nu puteam să-l mănânc așa, mi-a zis că e rețeta locală. Era ceva înfiorător de iute. Nu știu dacă se procedează așa. N-ar trebui. S-ar putea să fi vrut să mănânce cât mai puțin și atunci... Așa să-i mai rămână. Da, corect. Da, așa facem porțile mai mici și sigur. Ăsta unguresc nu are roșii niciodată. Așa? Culoarea vine numai din praful de... Ardei. Okay. Serios? Da? Așa ceva ar fi de nemâncat. Dar să știi că nu. Și tu cum ai făcut aici? Fără roșii. Fără roșii? Păi am zis că măcar asta... Ne așteaptă lucruri grele. Deci cum? Acolo e numai din Ardei făcută toată treaba asta? Din mult capie. Da? Foarte mult capie. A stins. De la asta căpiezi, dacă nu ești atent. Și după aceea pudră de... Ok. Și mai e ceva. Pudrea fabuloasă a lor. Întâmplarea face că eu... colecționez de peste tot de unde umblu tot felul de mirodenii și am dat de o doamnă în piață în Brașov, așa. Vorbea vag românește, dar în fine, avea doar punguțe cu paprika de vânzare, așa că mi-a fost ușor să mă înțeleg cu ea și mi-am luat mai multă, așa. Pentru că am gustat-o, știi, pe marginea tarabei, încerc să vezi ce se întâmplă, face așa. Și era altceva. A fost foarte bună, deci era atât de bună încât i-am luat, cred că, jumate din ce avea acolo. N-ai decolat în plan vertical, nu? Am luat și iute și am luat și din asta dulce, care a fost... Are o dulceață, nu știu cum... Eu cred că are legătură, pe de-o parte, soiul de Ardei, dar și modul de preparare. Cum e usuc, după aia poate și măcinatul... Da. Se poate, da. E știința lor. E vită, da? M-am uitat, internetul e... Zic. Știi că poți să faci gulaș cu ce vrei. Da, știu, am auzit, de asta întreb. Că el întreabă dacă nu e cal. Deci, asta e neliniștea. Nu e cal. Nu e cal. Ah, e bună și cal, stai puțin. Stai că am uitat. Că azi am făcut, cu fructe de mare dacă îl făcea tot. De vit am făcut Pozzal Perchiol. Deci m-am distrat teribil când am încercat să pronunț. Tot timpul nu reușesc să fac cuvântul ăsta. E o mâncare de burtă. Cu boia, ceapă și capia. Zi, ciorbă de burtă cu ardei, adică asta... Nu e o treabă, o să vezi. O să vezi mai încolo că o să vă dau să gustați. Deci este fabulos. Aia e cu burtă de vită, am făcut și paprikaș cu găluștelele alea. Tu ai un restaurant acolo unde tot îmi zici că trebuie să ajung și eu. Nu știu unde? Cum, sar granița, te duci tu când te duci la Oradea. Da, nu, când mă duc spre Viena. Așa? Este un restaurant pe care îl știe cam toată lumea în afară de tine și care se cheamă Paprika Ciarda. Așa. Ciarda e cârciumă, din ce am înțeles eu, locantă. Da, chiar toată lumea știe. Toată lumea știe. Adică, dacă ajungi acolo, este la fosta graniță dintre Ungaria și Cehoslovacia, când era Cehoslovacia, la Hegeșală. E foarte mare, pe tip rustic, poți face două nunți în același timp acolo. Serios, e mare de tot. Ai un meniu cât cartea de telefon, în toate limbile. Și în limbi ori, în japoneză, în neerlandeză, în română. Mă rog, mai cu câte o greșeală, dar nu contează. Și mâncarea este senzațională. Pe principiu exterminator, mult și bun, de la guioș până la ce vrei tu, inclusiv clătita hangiului, Hortobaghe palacinca. Cu asta clătită, da. Ce? Bă, ciuperci, cu... carne? Nu, dragă, e desert. Ai desert? E desert, desertul tătarilor. Nu m-am așteptat la tine să vrei desert. Da. Speram să mă corectez. Nu, nu, acum nu mai vreau, adică aș vrea, dar n-am voie. Dar este cu înghețată de unul sau două feluri, cu sirop de vișine, cu mac, cu vanilie, cu un sos, nu mai știu de care, la alegerea jupânului sau a bucătarului. Este ceva mare și foarte bun. Da. Și că eu când mă uit la gulaș întotdeauna, m-am întrebat, poate comit o de asta. Reflexul salivar e articulat. Da, dar mi-e foame deja. Știu. Deci, păi am putea să și purcedem. Am putea să purcedem? Purcedem, dar întâi trebuie să ne zici așa într-un minut ce ai făcut, cum ca să oamenii să uită la noi. Știu că tu ești, ai măestrie, deci trebuie să zici. Tot ce am învățat despre mâncărurile de nișă pe care le faci pentru oamenii din sud. Așa. Am avut, la un moment dat, chiar în paralel, gulaș de vită și de porc. Okay. L-au preferat întotdeauna pe cel de porc. Nu mă întreba de ce. Ăștia de aici din sud. E mai ușor de înstecat. Nu neapărat. Nu neapărat. Nu știu. Glumesc. Tem oamenii că e vita mai tare și mai așa, deși, na, în fine, dacă știi să o faci, este... Nu e tare, adică eu de câte ori am mâncat, era o vită foarte frântă. Pentru mine asta a fost o surpriză.
nu neapărat plăcută, pentru că mie mi-ar plăcea să păstrăm liniile cu care am venit, de unde am venit noi cu ele. Acum ne vrea rău. Trebuie să o mai dregu. Este o intenție malefică. N-a pus din aia iute pe țară. E duce, lasă că iute vă aduc la masă dacă vreți să clipiți des. Nu vreți. Am exact ce trebuie. De câte ore fierbe asta? De-alaltă e. De patru ore. Da. Și patru cu carne. Deci? Ca să fie... Deci carnea fierbe de 4 ore și legumele? Păi pleci cam... Pentru că le faci la foc mic. Noi gătim foarte mult la foc mic. Așa? Temperatură mică, slow cooking. Perioade mai lungi. Cred că au măcar jumătate de oră înainte. Da. Pentru că, știi, atunci când pleci cu orice tigraie, cu orice fel de grăsime și pui niște legume, dacă reușești să ții focul foarte mic, legumele alea, nu știu, se gătesc într-un fel aparte. Ele bolborosesc delicat, fără să se prăjească, ceea ce e mare lucru. Și dacă mai adaug și o lingură, două de apă, ele pur și simplu se topesc și se transformă într-o bază. După care vii cu legumele pe care le vrei întregi în mâncare. Mai pui niște ardei, niște bucăți de ceapă tăiate mai mare. Da, câtă plăcere de... povestește, adică se face și mai foame, da. Mulțumesc, Marius. Adevărului despre boiaua doamnei din Brașov. Ok. Frige, da? Frige, da. Frige rău. Te las pe tine întâi. Deci, chiftele am mâncat, croissante am mâncat, am mâncat de toate. Când? Toate azi? Nu. În timpul podcastului. Nu. Da, mă. E cum trebuie. E cum trebuie, nu? Asta se găsește la tine tot timpul sau e numai astăzi ziua maghiară? Într-o altă variantă e în meniul permanent. Culmea e că o altă versiune, că ziceai de mămăligă, am pus un meniu pe care îl livrăm grădinițelor. Așa. Și 400 de copii din orașul ăsta mănâncă o dată la 3 săptămâni un gulaș, dar pe care îl dăm cu mămăligă, pentru că în ziua aia mai aveam nevoie de ceva indicatori nutriționali și am zis ok, potrivim cu mămăligă. Bun. Și merge foarte asta bine. Asta e aia de mor? Nu chiar mori. Da, ustură. Dar Marius, bine, nu pișcă. Dacă ar fi să faci o masă ungurească de la cap la coadă. Așa. Aici, să zicem că ne-ai fi chemat astăzi. Ai începe și încheia cu Doboș. Cu ce ai începe și cu ce ai încheia? Aș începe cu o pastă de jumări. Ne căpuși de zile mele. Cu niște cârnați. Așa. Așa, am spus și ceva dietetic. Da. Cu ceva șong, dar chiar... Salată n-au. Nu știu dacă aș... De la o țară care este eminamente agricolă n-are niciun fel de salată. Adică că e sănătoasă. Nu mi-a trecut nimic prin cap în legătură cu vreo posibilă salată. Nu auzi nimeni de salată ungurească. Să ține Dumnezeu în arabă. Păi nu. Asta e. Mai fac ei un pate care mie îmi place foarte tare, că e un pic mai grunjos așa și în care găsești piper, nu măcinat fin, ci un pic mai viguros. Ne-am descurcat? Băi, bun, da. Deci zău că dar asta cu pasta de jumări... Defecte că nu știm să pronunțăm corect, da? Da, dar decât să pronunți corect, să nu gătești bine, mai bine așa. Asta cu pasta de jumări o știu. E vehementă, da. Mi se pare că... Bine, dar de fapt începutul ar fi copălincă. Ceea ce este aparent greșit, căci că nu e bine să începi cu asta, trebuie să începi cu un pahar cu apă. Orice masă, da, în fine. Ia uite ce au făcut oamenii ăștia. Cu apă. Am început cu apă, da, da. Cu, da, o apă cinstită merge înainte. Dar sigur ar fi un gulaș. Ok. Mie mi se pare că papricașul n-ar trebui să lipsească. Bun. Și aș încheia cu un doboș. Da, e cu un doboș, da. Trebuie să fie. Așa, foarte. Uite ce repede mănânci. Mi-a pus mai puțin. Nu cred. Nu i-ai pus mai puțin. Astea-s glumele lui obișnuite. Sunt obișnuită, dar nu-s glume. Se spune că trebuie să mesteci de câte ori, de atâția ani ai ceva. Mm-hmm. Deci ți-ar lua mai mult, ți-ar lua toată ziua, da? Și sărbătoarea. Deci ar trebui să mestec fiecare în bucătură de 63 de ori. Ai făcut 63 între timp? N-am făcut încă, de 62 de ori jumate.
Ceva de genul ăsta. Nu. Nu. Da. E un mit. Evident că e un mit. Un mit gerontologic aproape, la care nu marșez. Foarte bun. Bă. Excelent. Da. Țara, oamenii, da. Mirodeniile. Da, 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 da. Noi am fost de multe ori acolo și în Budapest am fost de vreo 6-7 ori. Pe drum, pe autostradă, m-am oprit, ba după Szeged imediat, ba după Budapesta, ba la Paprika de câteva ori. Niciodată n-am rămas dezamăgit. E foarte, foarte bun. Să recunoaștem că poporul maghiar ne-a făcut acest dar de care trebuie să ne bucurăm tot timpul. Și Kürtos Kolács, adică să nu uitați. Și Langoș. Langoș și tot ungureț. Cred că tot ungureț. După cum sună, da. Doamne ajută la ta. Acum există tot felul de perversiuni. Era Lantos, Tom Lantos. Era și ăla, dar n-am dat-o mâncare. Senator vechi american, da. Există și variantele de tip nou, nu știu cât de inspirate, Langoș cu ciocolată, Langoș cu fineti, care mie mi se par odioase, dar cât îmi place mie dulcele, dar Langoș cu fineti n-aș mânca, recunosc. Însă e o bucătărie care are și multe legume, că lumea pune accentul pe carne. E cărnăraie și nimic altceva, e greșit. Sunt multe legume în mâncarea ungurească. N-ați scăpat. Ce aici, dragă? Asta ce e? E aia de burtă de care v-am zis. Ok. Și se mănâncă așa cu furculița? Ceapă albă și roșie. Bun. Oțel de usturoi foarte puțin. Uh-huh. Capia foarte mult. Da. Un strop de ulei, timp. Și mi-am burtă lăsat fiartă telefon. Separat. Am lăsat telefonul în bagaj ca să nu pot să pozez. Burta aia care fierbe și ea în zeama aia separat, uh-huh. Și la sfârșit un groș cu smântână, okay. Și îi mai pun un pic de usturoi, uh-huh. Și un strop de oțet. Bun. Practic seamănă cu ciorba de burtă, doar că e o tocare care e foarte densă. Ceva minunat. Asta doamna Alina, fii atent, că doamna Alina s-a prins că mănâncă în afara programului. Deci, da, auzi, asta, Marius, cu ce o mâncăm asta? O luăm chinezește, așa? Da, așa se bea, chiar ca... Da, puteți sau vă aduc niște linguri, eventual. Te rog, că eu pun pe tricou. Nu, pe cred. A, și tu aia, da. Eu pun pe tricou, clar. Măi, oameni buni. Deci, doamna Alina... Ce să vă mai povestim, că ne-am lungit? Da, mâine aștept un Doboș de la zeița noastră de producție. Să dea Dumnezeu sănătate, da. Inventatorilor și sărbătoriților. Știi că mai există multe specialități maghiare, mai e una, vorgobeleș, nu știu dacă știi. E un fel de budincă asta din tăieței cu brânză dulce și stafide, se pune la cuptor. Dar am aflat că aici înăuntru, așa. Nu știu dacă sunt gurești sau nu, da. S-a făcut o livrare de virșli. Ce zici de treaba asta? S-a făcut, așa, îmi place impersonal ăsta, s-a mâncat. Nu, se va mânca. Se va mânca. Se va mânca, da. Pentru că există acești vișli, ori fi ungurești, că există o împărțeală. Da, nu îmi dau după seama. Nume sună. Da. Marius zice că ia de la un cetățean care e ungur. Aha, ok. Da, presupunem că sunt ungurești măcar astăzi, da. Că dacă s-a făcut de un ungur, da. Da. Și dacă mâncăm pe 15 martie. Și dacă e, da, pe musai. 15 martie musai. Da. Da. Da, vorgobeleș. Reține, e o budincă spectaculoasă. Care se face și prin România, adică nu există un patent, identitatea culinară e fluidă, asta am aflat și mare înțelepciune. Adică ce fac ei și numesc vorgobelă și facem și noi, pe post de budincă. Îți mulțumim. Să se lumineze armele. Deci este... Mulțumesc, da. E burtă, da? Armă de consum în masă. Da, am înțeles. Dar este ceva superb. Dar nu e compusă din flaușați. Nu sunt bucăți de prosop sau sunt bucăți de prosop? Da, da, dar nu sunt flaușate, dar nu sunt. Le-a făcut mare salsa. Da, mă. Ok. Sunt iuți, spune-mi, e iute? Da. E iute? E iute, dar cât trebuie de iute. Este okay. Minunăție. Crede-mă că nu o să fie... E o muscă, nu o vedeți la clăzornele. Ar fi bine să fie muscă. Da. Cum e? Bun. E bun, nu? Foarte bun, da. Încă o dată... Așa, băcănia veche. Băcănia veche. Băcănia veche. Și războiul de 100 de ani ne-a oferit acest... Care e băcănia veche? Strada Nicolae Iorga 25. Nu cred că asta e adresa, mi se pare. Lângă Piața Romană. Lângă oricum. Piața Romană, cea de la Piața Romană, unde e restaurantul, da. Și cu aceste gânduri,
Să spunem și războiului de 100 de ani că îi mulțumim. Da. Să spunem la mulți ani tuturor. Războiul este un război parodic, evident. Este absolut este o parodic. N-am zis niciun ban. Serios. N-am zis niciun ban. Eu am spus acum 2-3 ani când am mai lucrat la acest ciclu. Așa. Am spus niște bancuri, unul chiar decoltat, dar mi-e greu să mi-l amintesc acum. Și oricum nu-i frumos. Se spune decoltat. Decoltat, da. Decoltat, da. Încă o dată, mulțumim. Vorba lui Selime și... Ia mingea și bagă-l în poartă. Sănătate, oameni buni. Și la mulți ani. Vorbitorincii. Un podcast de Radu Paraschivescu și Cătălin Striblea.